emoționat de prezență, da? Declarăm deschise lucrările ședinții de astăzi. Ordinat. Înainte de a intra în ordinea de zi, supunem spre aprobare procesul verbal de la ședința anterioară, care a fost publicat pe site, s-a fixat la gazeta. Cine este pentru? Mulțumesc. Cineva împotrivă? S-a abținut cineva? Nu, deci unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat. Înainte de a vă propun că pentru ordinea de zi a fost suplimentată cu două proiecte de hotărâri care au fost date la comisii, le-ați dezbătut și aveți cunoștință de ele. Deci proiectul de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 16.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Cogeș de Subacăr. Și alt proiect, proiect de hotărâri privind încetarea contractului de finanțare încheiat cu AFIR și a contractului de execuție numărul 4057 încheiat între Comuna Cogeș și Asocierea SC Brand SRL cu privire la apă canal. Supun spre aprobare suplimentarea ordinii zi cu aceste două proiecte. Aș vrea să iau discuția înainte de a supune la vot. Repetă la ordinea de zi. Sunteți de acord cu ce le-am spus? Dumneavoastră, să-ți președinte, dumneavoastră conducă. Mulțumesc. Deci avem trei puncte pe ordinea de zi principală și avem această suplimentare cu două puncte pe ordinea de zi. Aș ruga-o pe doamna primar, pe inițiatorul proiectului de privind încetarea contractului de finanțare pentru proiectul de apă, canalizare și stații de depurare, să retragă acest proiect de pe ordinea de zi, având în vedere că documentația care ne-a fost pusă la dispoziție este nu sumară, este practic nesemnificativă față de ceea ce reprezintă acest proiect pentru Comuna Horgești. Vorbim de un proiect în valoare de 25 de milioane de lei, la care, iată, se cere astăzi Consiliul Local să renunțăm așa, pătând din palme. Aici vorbim, practic, de faptul că Comuna Horgești nu a mai spus nicio investiție majoră în toți acești ani, ducând resursele, practic, și păstrându-le pentru acest proiect. Avem un contract de finanțare pe care noi nu știm ce clauze presupune. Noi nu știm ce presupune această renunțare. Nu. Astăzi ar trebui să avem o ședință, un reprezentant al AFIR, ar trebui să avem o ședință, un reprezentant al Brampis, al firmei care are un contract și care bănuiesc la fel, are niște clauze ca în cazul în care noi renunțăm la acest proiect, bănuiesc că din nou vom fi puși să suportăm niște penalități. Să vădăm cunoștință de cauză. Să vedem un dosar cu toate demersurile făcute de Primăria Horgești, de doamna primar Tena, care în calitate de viceprimar și coordonator al proiectului ar trebui să facă probabil toate eforturile pentru ca acest proiect să fie dus la bun sfârșit. Și nu avem nimic din toate acestea, nu le avem în față. Nu putem să renunțăm la un asemenea proiect atât de simplu. Tocmai de aceea insist către inițiator, către doamna primar, să renunțe și să scoată acest proiect de pe ordinea de zi. Da, mi-a solicitat să nu retrag de pe ordinea de zi, restul discuțiilor să fie dacă se apropie ordinea de zi cu suplimentare, o să le fac la momentul când se discută proiectul de hotărâre. Deci, doamna primar, nu-și retrage proiectul. Eu supun spre aprobare aceste două proiecte suplimentare la ordinea de zi. Nu. Prima oară trebuie să supuneți la vot ordinea de zi principală, după care supuneți la vot suplimentare. Asta este procedura. Dar vroiam întâi asta suplimentare și nu se poate. Pentru că supuneți suplimentare, poate nu s-a aprobat ordinea de zi de voastră. Adică există o logică, o ordine. Faceți așa. Sunt în agenda ta. Deci supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste două proiecte, că s-au dezbătut în comisie. Și aveți cunoștință despre ele.
Și pe urmă, globalul, să mă dați tine la ordine de zi. Cine este pentru suplimentarea cu aceste ordine, două plăți? Oricum să votați toată lumea care e, ca să număr. Ridicați mâna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, domnul... Daniel? Nu, domnul președinte, ați votat? Eu n-am văzut. Nu, nu ați ridicat mâna. Sunteți să fie consilier, nu? Da. Votări împotrivă, vă rog. 3. Și abțineri. 1, da? Deci, împotrivă am avut pe domnul Dămoc, domnul Boboc și doamna Albei, da? Și abținere doamna Nunuț, da? 4 cu 1, 11, 15. Deci, suplimentarea a fost aprobată. Vă dau citire ordinii de zi în ordinea proiectului pe care le-am primit. Sau punctul 1, avem proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Inițiator, primar Temea Luminița Adriana. La punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Comunii Hurgel, Județul Bacău. Inițiator, primar Temea Luminița Adriana. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pășunii comunale prin act adițional. Inițiator, primar Temea Luminița Adriana. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 38 din 16-11-2020 privind constituirea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Hurgel, Județul Bacău. Și punctul 5, proiect de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare numărul CO 720-AN-000216-104-00400 din 26-7-2017 încheiat cu afir și a contractului de execuție numărul 4057 din 10-7-2020 încheiat între Comuna Gorje, asocierea TC Brano din SRL și TC Acopas SRL. Iar la punctul 6. Întrebări și interpelări. Supun la vot întreaga ordine de zi cu cele 6 puncte. Domnul președinte, v-am atras atenția că nu ați respectat procedura. Din cauza dumneavoastră, eu acum trebuie să votez împotrivă și la toată ordinea de zi. Deci trebuia să supuneți la vot ordinea de zi principal cu care am fost invitați în urmă cu 5-6 zile, după care să supuneți la vot suplimentarea. Eu votam pentru bugetul local să-l aprob astăzi, dar nu pot vota pentru renunțarea la proiectul de apă canalizare. Adică, eu zic că am vorbit românește. Menționați în procesul de... Nu știu, domnul președinte, mie de fapt cursuri. Conducere ședință. Bun, deci doar dacă nu se supun pe aprobare în fiecare proiect? Bun. Se pot să aprobă. Vreți să vă mai repet o dată? Nu este cazul, dar ne consultăm. Înțeles, omul. Avem dreptul să ne consultăm, nu? Dar dumneavoastră v-ați abținut, ați fost împotrivă prima... Deci la alea oricum sunteți împotrivă, domnul Dămoc, nu? Nu. Să puneți la vot ordinea de zi inițial atunci, și atunci s-a votat dacă pe nu, suplimentare și atunci puneți asta inițială. Dacă nu, fiecare proiect al ordinii de zi. Păi nu, dacă nu se poate. Bun, atunci să ne luăm. Păi, să puneți la vot ordinea de zi inițială și atunci... Deci ordinea de zi inițială a fost cu proiectul numărul 1, 2, 3, 4 întrebări și interpelări, care vi l-am citit. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Avem abțineri? Deci, ordinea de zi inițială a fost aprobată în unanimitate.
Iar suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu 11 voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere, da? Au rămas valabil în votul. Bun. Dăm... Intrăm în primul punct al ordinii de zi. Ați primit materialele, ați studiat, trecem la discuție. Pentru proiectul de buget. Să discuții. Eu, în calitate de primar, vă pot spune că aceste comisii, cele trei comisii s-au întâlnit și având în vedere că nu s-a solicitat din partea niciunei dintre comisii prezența a mea sau a doamnei contabile sau în comisii, înseamnă că totul e lămurit, e clar și nu a fost nevoie de alte clarificări. Discuții. Cine începe? Stați de deci e obligatoriu. Da. Dacă nu sunt discuții... Da. Hai să facem lista întâi, e părerea mea așa. Să facem lista pentru că dacă începem, am observat în ședințele trecute, măcar în ultima să... Eu mai corect. Că tot vă vin idei și ne continuăm până de seară. Cine vrea la primul punct să se înscrie acum? Nu, e bine să nu se înscrie. Atunci începe să... Vă mă iară, spuneți că... Dacă să înscrie, dacă vreți, nu e aparat. Da. Când ne înțelegem de toată ziua. Că avem bani mai mulți în afară de astea care sunt nu văzut. Nu, am văzut și păi nu. Atât sunt încă o domnule. Bine. Dăm cuvântul să vină ceilalți, suntem lista și tu nu suntem lista. Ceria Marian. Dăm o Claudiu. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut încă din data de 12 februarie o solicitare către doamna primar pentru ca bugetul pe anul 2021 să fie supus dezbaterii publice. Dezbatere publică nu înseamnă să punem o anexă a bugetului pe site-ul ăsta cu câteva zile înainte de aprobarea lui. Și dezbatere publică înseamnă consultare cu cetățenii, consultare reală cu consilierii locali. Sunt la al cincilea buget aprobat în Comuna Hărgești și este prima oară când la Comisia de Buget nu participă contabilul și primarul Comunei Hărgești. Este o lipsă totală de respect, de comunicare, de dialog, deși cu siguranță și ideile noastre și propunerile noastre sunt constructive și pot ajuta la dezvoltarea Comunei Hărgești. Așa cum am spus și în ședința de comisii, Primul buget dintr-un mandat al Consiliului Local și al primarului trasează, practic, direcția de dezvoltare pentru următorii 4 ani. Este un buget în care ne axăm tot pe nimicuri, tot pe balastări, tot pe balastru pus pe drumul care va fi luat de apă. Nu vedem proiecte pe termen lung, nu vedem viziune, nu vedem un plan de dezvoltare. Mai mult decât atât. Comuna asta n-a avut multe proiecte mari de-a lungul ei. Aveam acest proiect de apă canalizare la care, iată, doamna primar, prin acest buget, practic, informează locuitorii comunei că nu e important pentru ei apa potabilă și salubritatea. Suntem în Uniunea Europeană. Dreptul la apă potabilă și la canalizare este un drept fundamental. Vreau să vă arăt încă de la început, o dispoziție dată în anul 2019 de primarul Gheorghe Ciorabă, prin care doamna Temea Lumniță Adriana este desemnată coordonator al proiectului de apă și canalizare. Nu, domnule, dar dumneavoastră ați început acum discuții la proiectul. La diverse puteți să stați continuu pe persoana mea, fără nicio problemă. Haideți să votăm. Pentru că vreau să alocăm banii. Pentru că tocmai ce am spus, nu vreau să se renunțe la proiectul de apă canalizare. Vreau să se vină cu... Bun, dar acum discutăm bugetul. Păi, la buget. Avem proiectul cu... Păi, lăsați-mă să termine. Și atunci eu ce să vă aduc la conștiință să vă arăt absolut toate proiectele la care ați votat negativ pe apă canal? Păi, domnul Dămoc, deci acum veniți și spuneți că... Nu mă luați cu... Vă rog frumos. Ce spuneți? Vă citesc și eu de aici. Păi, dar nu lungiți și faceți dovadă de... Nici nu știu că nu se numește populist ceea ce faceți noastră. Dați dovadă de un total
o clar lipsă de respect față de cetățeni și față de Consiliul Local. Păi da, stați-i, cum a zis domnul președinte, pe ordinea de zi. Deci nu listați apă canal, că știți că v-ați opus la acest proiect permanent. Domnul, hai să vorbim numai la buget, domnule, când începem să... Deci vorbiți cu cifre de buget care sunt, când ajungem la renunțare, dumneavoastră acolo ca să dezbatem. Când începem să confundăm cu ceilalți colegi... Știți foarte bine că nu confundăm, știți foarte bine că odată a aprobat bugetul și nu, când nu vor fi bani alocați la apă canalizare, practic sentința este dată. Păi cum, dar avem acolo bani? Dar continuați să dezinformați în continuare. Nu dezinformez, bun, dar... Intrăm pe cifre de buget. Și am discutat și în comisie. Pască am pus și la buget finanțe, în final este alt proiect de hotărâre. În regulă, domnul președinte, în regulă. Referiți-vă la buget. La buget. Pot să vă spun atunci că la articolul 25 din legea 273 de 2006 se prevede ca bugetul să conțină previziunile pe următorii 3 ani, lucru pe care noi nu-l avem la mapă și nu l-am văzut. La articolul 26 al alineatul 4 prevede că numărul de personal permanent să fie votat prin anexă separată, lucru pe care noi nu l-am văzut la mapă și nu l-avem în față. Și la fel cum v-am solicitat și în ședința de comisii, trebuie să avem în față referatele compartimentelor de necesitate pentru absolut toate sumele care au fost investițiile pentru care au fost solicitate în buget. Deci nu pot să pun, să arunc din nou 3 miliarde la drumuri și poduri, după ce din 2016 până în 2020 Comuna Purcești a cheltuit 11,5 miliarde pe balastru luat de apă. Vreau să văd referat de necesitate, să văd că e nevoie pe strada Castanilor de 3 mașini, pe strada, pe fiecare stradă, să vedem exact câte mașini e nevoie, unde se intervine, la ce poduri se intervine. Așa că am aruncat din nou 3 miliarde pe apa sâmbete, eu m-am săturat să facem risipă de bani în Comuna Purcești, m-am săturat, cred că e timpul să facem proiecte serioase, cu viziune, să ne apucăm să vedem cum facem să punem niște asfalt pe drumurile astea. Că ne-am săturat să ajungă toată piatra în grădinile oamenilor. Intrăm pe sume. Ieri în ședință am solicitat să mi se pună la dispoziție acele oferte, care sunt pentru strategia de dezvoltare și PUM. Surprizător, în timp ce în buget s-a prevăzut suma de 60.000 de lei pentru strategia de dezvoltare locală, am găsit oferte cu 13.000 de lei plus TVA, cu 15.000 de lei plus TVA. Așa că primul amendament pe care l-am formulat și în comisie a fost să luăm de aici 40.000 de lei. Este evident că suma este mult și chiar o să rog pe doamna primar să-mi justifice de ce a ales una din cele mai mari oferte primite. Da, am ales. De ce faceți afirmații? Iar vă dați cu părerea noastră. Păi, din moment ce ați alocat 60.000 de lei... Lăsați-mă să am să văd, dar nu de ce am ales oferta. O să mă spuneți după ce termină intervenția. De ce îmi puneți cuvinte în gură? Păi, sau acte? Eu vă spun ce spuneți. Spuneți ce criterii, mă puteți întreba ce criterii am avut... 60.000 de lei pentru strategia de dezvoltare. Mă puteți întreba ce criterii am avut în vedere. Nu s-au făcut selecția de oferte. Păi asta e, dar trebuie să numească continuu. Foarte bine, în condițiile în care înseamnă că probabil o să alegeți oferta mai mică, amendamentul pe care l-am propus și în ședința de comisie este să luăm de la strategia de dezvoltare 40.000 de lei și să ducem către o investiție absolut necesară pentru locuitorii Comunei Horgești, de acolo și o promisiune a doamnei primar în campania electorală, și anume să începem demersurile pentru documentația pentru drumul comunal 88 Horgești-Tamaș. Mulțumesc că aveți vedere toate promisiunile mele. Ai murit comunale asfaltate și tu ești idealul. Lăsați să termine. Nu încă cercetă, dar gândești bine. Asta este problemă. Deci, David, idealul, ai murit comunale asfaltate? Da, este promisiunea doamnei primar, vă reamintesc, domnul Pupar. Da, dar nu e ordinea aceasta. Nu vă ocupați de promisiunile mele, vedeți-vă de-a dumneavoastră. Cu astea 300 de mii de lei, cât putem asfalt să facem? Poftim? Cât asfalt, cât kilometri de asfalt facem cu astea 300 de mii? Ce 300.000? Eu am spus 40.000 de lei pentru studiul de fezabilitate. Nu, dar când am pus la drumuri 300.000, ați spus că să punem asfalt de aici până acolo. Cât putem să facem? Domnul Budău, încercați să duceți discuția în derizoriu, dar... Bine, atunci ai lăsat-o cum... Noi avem aici niște specialiști în primărie, da? Există atâtea fonduri care pot fi atrase. Nu mai zic, avem un fond de urmen care stă degeaba. Și dacă tot renunțați la proiect de apa canalizare, măcar cu atât se aleagă locuitorii acestei comune cu un drum asfaltat. Poate nu știați, dar doamna primar este mai nou președinte galului de la Tamaș. Deci probabil o să fie nevoită să facă multe drumuri către Tamaș.
Tocmai venim în... Dom'le, aveți grijă la mea totalitate. Treceți peste comisiile mele. Vă rog să nu mai interveniți. Discutați despre dumneavoastră, nu despre mine. Tu, are treabă și cu galul acum. Schimbați președintele. Mergem mai departe. Și aș vrea să-mi spună doamna primar la ce s-a gândit și care sunt ofertele, care e planul concret cu amenajarea celor două terenuri multisport de la școala Horgeș și sat și cel de la sat din satul Socotor. Pentru că așa cum le-a transmis și colegilor ieri din comisie, un teren multisport făcut la standarde normale, la o calitate optimă, valoarea lui este undeva în jur la 200.000 de lei. Și astfel că propunerea mea ar fi ca avem 4 ani de mandat, ca în fiecare an să alocăm această sumă de 200.000 de lei pentru amenajarea unui astfel de teren, să nu-i mai ciopărțim pe aici pe acolo, că am înțeles că nici măcar nu există o direcție clară, domnul Budou ieri vorbea de un gard făcut. Deci dacă facem un gard nu înseamnă că amenajăm un teren de sport. Terenul de sport înseamnă un teren cu suprafață sintetică, cu porți, cu să aibă coșuri de basket, să... Acoperit cu plasă, sigur că da, cum să nu. Nu putem face asta până să facem gardul de la variantă, așa ți-am spus. Haideți să lăsăm ce consideră. Eu vă spun că, dacă găsiți ofertă mai bună, depinde ce vreți să faceți, dacă vreți să faceți tot improvizații. Propunerea mea este următoarea astfel. Avem patru școli, da? Repetăm, Regea, Socotor și Curgești. Mi-e indiferent. Deci poate să facă să înceapă cu orice sat, putem să începem cu Repetăm, putem să începem cu Regea. Dar e să ducem acolo o sumă de 200.000 de lei, deci practic să luăm acești 150.000, puteam să mai luăm 15.000 de la PUC, unde la fel era o ofertă, și să mai găsim încă 35.000 de lei. Găsiți-vă, rog, spuneți și sursele, nu să mai găsim. Spuneți exact. Și încă 35.000 să-i luăm de la bunul și se, de la cheltuie. Și formulați ca și amendament, să-l notez, domnul... Deci este un amendament, dar tocmai pentru că eu vreau să treacă acest amendament, vreau să existe, să cădem de comun acord toți consilierii locali în acest sens, și tocmai să desemnăm una din școlile comunității unde să direcționăm acești bani și să facem o investiție serioasă și traiectă pentru viitor. Acum, atunci, eu am notat primul amendament care o să-l supunem, cel cu 40.000 de lei. În urma discuțiilor, după aceea, dacă veți ajunge așa, formulat un amendament ca să pot să-l notez. Ca să... Ok, atunci. Eu o să fac amendamentul pentru școala Forcești. Dacă. Ok. Deci... Nu, deci... Colega nu spune să facem pe Socotor. Pe Socotor, din punctul meu de vedere... Dar nu este și Socotor și Horgești? Nu, ascultați-mă un pic. Un teren multifuncțional trebuie să-l facem la școala nouă. Cred că toată lumea e de acord cu lucrul ăsta. Cred că acolo o să înveți elevii. Aici, având în vedere că o să rămână, practic, grădinița, eu nu văd aici logica să facem aici teren de sport. Deci aici trebuie să facem un loc de joacă, pentru că o să fie copiii mici de grădiniță. Cred că sunteți de acord cu mine la acest fapt. Deci, cum la școala Gorge? La școala Socotor. La Socotor. Păi, dar nu se face la școala veche. În buget prevede 50.000 pentru terenul de sport la Socotor, da? Având în vedere tocmai ce am spus mai devreme, că școala, toți copiii școlari se vor muta practic la școala nouă, acolo va trebui identificat terenul și făcut un teren de sport pentru copii, iar aici va trebui amenajat după mine un loc de joacă. Bănuiesc că facem o logică, nu? Copiii mici au nevoie de loc de joacă, copiii mari vor avea nevoie de un teren de sport pentru... Haideți să spună, lăsați-vă! Pleacă toți, ați făcut calcul la numărul de clase, pleacă de la 1 până la 8-a? Asta s-a discutat din reședință. Nu puteam. Da, la hai să lăsați să până la urmă, să pune la vârf, ca fel nu termină. Nu, dar și la proiectul de apă și canal, dacă tot vrea să nu reuși, nu trebuia să vină cu idei de surse de finanțare, cu bani. Dar n-am ajuns, l-am stopat și facem eu următorul. Domnul Dămă, concentrați-vă asupra bugetului, amendamentele formulate, noi supunem la vârf. Da, nu, trebuie formulat al doilea. Da, să-l formulăm. Amendamentul este să mutăm suma de 50.000 de lei. Deci 50.000 de lei, de la ce capitol? Că nu l-am în față, domnul Dămă. De la teren de sport. De la teren de sport, deci să-i mutăm la școala Vorgeș, dacă pe asta s-a plecat anul acesta. Unde aveți idei să-l facem? Unde îl facem? Haideți să lăsăm să termine, că ne-am... La școala nouă. Nu avem teren. Anul acesta am spus să începem cu una din școli unde avem teren.
unul. Și a fie rece, am înțeles. Domnul Budnar, hai să lăsăm să terminăm. Să facem la o să facem trebuie să întâi să terminăm, la Ardu să terminăm și după aia să se identifică terenul să facem teren. Dar unde faceți? Toate școlile astea la Ardu. Da, da, da. Domnule, toate școlile astea la Ardu. Nu, haideți, nu te mai... Facem ca la Parlament. Toate școlile au trei. Nu te-am trecut niciun amendament. Bugetul a fost perfect și dacă tot consiliul de la Socotor s-au oprins așa tare, uite, poți să ne... Nu ne-am aprins, dar... Hai că celor de la Socotor, lasă domnul Dămoc de la el și vă dă și dumneavoastră. Haideți, domnule, de ce sunteți noi? Primar, domnule Șine, vă rog să o rugați pe la primar să nu mai intervină, pentru că nu are dreptul să ia cuvântul până nu-i dați dumneavoastră cuvântul. Da. Da, sunt înscris la cuvânt, vă rog frumos mă lăsați să-mi termine. Da. Deci am avut cei 50.000, noi am identificat bun. Capitolul. Așa, deci să-i luăm de la 620571 și să 650271 de 50.000 de lei și să-i ducem unde ați spus pentru ce? La Bojer. La Sohodor. Era Sohodor. Deci rămân pe același capitol și poziție, numai că nu vor mai fi la școala veche. Veche va fi la școala nouă. La Horgești. Nu, la Horgești. Vor fi toți las la Horgești. Să ne înțelegi. Deci vrei la școala Horgești lângă 100 să mai aduci mai în 50.000 de lei, domnule. Dacă cineva vrea să începem cu Recea, îi ducem la Recea. Asta am spus. Dacă vezi la Răcăton, ducem la Răcăton. Dar să începem de undeva și să facem un proiect cum trebuie. La Recea ne descurcăm cu ce avem. Eu sunt profesor acolo. Recea și Răcăton, ei nu au deloc. Este nevoie. Este nevoie. Ne descurcăm. Aveți pământ, asta aveți pământ. Domnule, este iarbă, gata, eu îl cânt din banii mei pentru toată vara, 5-6 ori, eu îl întrețin. Și așa mai departe. O să merg mai departe. Bun, hai să vă finalizăm. Trebuie acolo unde nu este loc. Și la Socotor mai terenul. Cine știe când se mută? Nu, la școala veche acolo să ne facă ceva. Nu, domnule, știu să mergem și la școala Socotor. Dar dacă să-l cumpărăm cu banii ăștia, să cumpărăm un teren și după urmă crește iarba singură. În grădină. De la proprietarul care are interiorul. Vezi, vedea niciodată de la bani cu cât va aprobă legea acum. Ați depus primul amendament, acum ăsta al doilea la dată. Nerul care cu curte nu-i clar, al doilea nu-i clar. Mai este clar, nace aici nu va fi școala Socotor, va fi școala Horgești. Domnul președinte, vă rog să conduceți ședința. Haideți să lăsăm să terminăm un amendament. Domnul Budău, că atâta ne-ați învârtit acum de nu știu domnul Budău, nu eu v-am învârtit, dumneavoastră v-ați învârtit. Eu am spus niște lucruri logice. Păi și noi nu tot logic, domnule, că eu sunt cifrele puse aici și logic. La școala veche va rămâne grădinița și eu acolo aș vedea amenajare în loc de joacă. Și să facem terenul la școala nouă, dar la școala nouă încă nu avem condiții să păi facem. Păi și de ce n-aveți răbdare? Sunt prinși banii acolo, să vedem cum se termină școala și între timp... Păi ce să am răbdare? Adică să lăsăm banii degeaba să ducem noi ședem la final, nu am făcut. Că am discutat asta. Lăsați de amendamentul domnului Dămoc. Bun. Formulați amendament și o supun la vot. Am înțeles cu 50 și de la școala Socotor pe școala Horgești. Și pentru amenajare loc de joacă înseamnă că îi luăm de tot de la Socotor. Nici pentru ăsta ce spuneați nu rămân. Și încă 15. Păi atunci lăsăm 50.000 și amenajăm loc de joacă direct. Da, un loc. Da. Ce noi venim loc de joacă la Socotor. Corect. Chiar dacă nu există terenul și nu... Facem ceea ce este. Și unii școala vechi, și unii facem la școala de face acolo. Și când o fi teren să cumpărăm, să vedem. Dacă mai sunt toate la clase acolo 1-4, aia ceva să tragă un spune ciobin. Loc de joacă, trebuie un teren micut, sintetic, făcut așa pentru ori sport. Ori să rămână nu cap toate aici, sub nicio formă. Un teren sintetic micuț cu... Haideți să vedem domnul Vionat și să pune de unde cei 200.000 ca asta să se înțeleagă la amendament. Ați propus suma de 200.000 pentru Horgești? Pus 15 și... bun. Da, e foarte bun. Deci dacă spuneți că vreți să faceți teren, facem, uite, ducem ăștia 100.000 la Socotor și facem 150.000 și cu 15, dar 165 la Socotor. Da, cel mai bine. Băi, unde îl faci dacă nu-i terenul? Da, nu-i terenul. Dar acum ați spus că aveți teren și faceți. Domnul președinte, da. Haideți, domnule, să-și pun amendamentul și ca... Câte am venit cu dumneavoastră? Porționarea școlii.
Dumneavoastră confuzionat, eu spun la vot și gata. Deci oricum o dăm, nu-i bine, nu? Păi, dar ne certăm aici așa să... Eu vă spun să facem un lucru de calitate, să facem ceva. Eu terenul de-a te am cu gazon și mai merge următoarea etapă, eu vreau să la domnul Bordonu, ce aveți dumneavoastră? Aveți nocturne, aveți alte chestii? Da, nu mai vreau prostii de-a te, eu vreau direct sală de sport următoarea. Ascultați ce spune omul nota. Domnul președinte, domnul minut am terminat. Gata, lăsați să terminăm cu domnul Dămoc. Domnul Dămoc, toate țelii de aș cum aș până de seara, dacă vrem să ne spun la 11 noapte aici. Trebuie să-mi luați domnul Dămoc, eu supun la stăm până facem un buget care să mulțumească și să fie cu adevărat în folosul locuitorilor comunei Gorgești. Nu de asta ne-am adunat aici. Da, dar în același timp trebuie să găsim și sursa de finanțare, domnule. Da, păi și v-am spus. Și deja bugetul este asta, discutat și în comisie, a fost de acord, au avis favorabil total. Și să acum să începem a face. Vreau să mai spun încă un lucru. Hai ca să pot supune la vot amendamentul dumneavoastră. Păi nu, dar să-ți formulați. Primul l-am înțeles amendament, al doilea. Domnul președinte, dacă mi-ați ascultat, după aia ați înțelege și ar fi și buma la amendamentului, domnule. Vreau, dați-mi voie, două minute. Noi la Soudă, la școala Soudă, avem un teren de sport cumpărat. Vă rugăm, domn consilier, un minut. Și ce-am dorit? Ca terenul ăla de acolo, de pe tasă, care este cumpărat, care este acolo terenul școlii, fie vândut, scos la licitații, și cu banii aceia care obținem pe terenul acela să cumpărăm alt teren de la Turcan, de la domnul Turcan, lângă școala Soudor, care va fi acolo amenajat un teren de sport. Cu banii după tasă și cu banii care se mai aprobă la aceea, să avem și cumpărat terenul de sport. Ideea este foarte bună, dar îți trebuie 10 terenuri de alea să vinzi tu ca să cumperi de la Turcan o bucățică. Și cu banii care mai rămân de acolo. Lăsați că de deci, acum să ocupi doamna primarul, să ocupi pe domnul viceprimar, o să vină cu idei de dumneavoastră la dumneavoastră. Dumneavoastră, viniți acum, dacă vă ascultăm pe fiecare, fiecare vine până la sfârșit cu o idee și noi nu terminăm cu primul. Și până acum nu aveați oameni înscriși. Păi, dar de ce v-am spus să limităm asta, înscrierea la cuvânt? Pentru că așa ne găsim și stăm până de seara cu bugetul. Există un rol și al comisiilor, că de-aia vă întâlnesc. Exact. În comisii au fost și s-o dat favorabil, în toate comisiile bănuiesc că ar da favorabil, formulați unul sau două amendamente, să pune la voi și mergem mai departe. Noi că nu... Când o să... Da. Și în ideile astea care îi spune și vele așa, asta are și doamna primară în cap. Așa cum foarte bine spunea un consilier cu experiență, fost secretar al comunei, noi suntem legislativul. Noi legiferăm și doamna primară este executivul și duce la îndeplinire ce hotărâm noi. De asta ne-am întâlnit. Domnul, lăsați omul să termine să spună tot ce are de spus. Spune fiecare ce are de spus. La urmă, luăm amendamentul domnului Dănoc. Cine este pentru? Amendamentul domnului Vasile. Cine este pentru? Al domnului Gheorghe. Sau să mai departe. Terminăm o dată cu discuțiile astea în doi, că aia e bună, că aia nu e bună. Fiecare ce să facem un buget care să mulțumească comuna Gorgeți, nu înseamnă că trebuie să mulțumească pe domnul consilier cu tare sau pe mine sau pe altul. Ce votează Consiliul Local cu majoritate de... Ar trebui 8 voturi, aia înseamnă că mulțumesc comuna Gorgeș. Că după aceea nu-mi convine mie că n-am votat amendamentul meu, dar e cu totul altceva. Sau cel mai bine, să mergem pe ideea cum o merge parlamentul domnului. Dacă noi nu respectăm ce face guvernul, noi nu-i luăm după cei mai mari. Guvernul ce-a spus? Doamne, ăsta e bugetul, ăsta sunt banii, ăsta jucăm. Nu mai umblăm cu până de alea la rectificare, mai vedem noi ce facem. Și gata, s-a votat bugetul. A stat 3-4 luni de zile până a făcut parlamentul bugetul, a mai stat 2 luni de zile până a făcut Consiliul Județean ședința și acum noi trebuie să mai stăm încă o lună de zile până consultăm toți cetățenii comunii care vrea să vină, care s-a nu vrea. Și hai să ne ducem în luna iunie cu bugetul și în luna august să întrebăm ce s-a făcut cu banii. Unde-s banii? Deși nu i-ați cheltuit. Asta e procedura. Dați-mi uite. Mai aveți ceva? Amendamentul. Primul l-am notat, al doilea amendament. Lăsați-l pe domnul Dănoc să-și spun al doilea amendament, să putem nota ca să știm ce punem la vot. Să punem așa, să punem la... Păi cum ce să mai întâi să formuleze și după aia să hotărăți, nu invers. Văzând că majoritatea din consilierul local vor să înceapă cu Sohodorul, cu amenajarea unui teren mult la Sohodor, o să propun ca suma să meargă către Sohodor, deci... Deci de la terenurile multisport să meargă către Sohodor, să începe cu Sohodor. Este cu Sohodor prinsul.
Păi prins. Las, hai să te faci. Da? Notează amendamente. Deci suma de 100 de mii de lei de la Borgești să se ducă la Sohodor și să devină 150 de mii de lei. Atât. Urmând ca anii următori, la fel să luăm pe fiecare școală și să facem un teren potrivit. La fel? Nu, lăsați să termine și după aceea tot ce au cuvânt. Așa. La fel. Un alt amendament. Deci ăsta a fost al doilea, al treilea, da? În planul de achiziții aprobat în ianuarie s-a discutat despre un dispensar tot în statul Sohodor. Acest lucru nu a mai fost pus în buget. Și s-a discutat în ședință de posibilitatea că s-au oferit chiar un spațiu. Deci posibilitatea s-ar găsi. Dar noi, ca să putem să facem astfel, trebuie să avem linii de finanțare în buget. Astfel că propun ca 15.000 de la PUC, pentru că era o ofertă mai mică în ofertele pe care le-am identificat ieri, să-i ducem către linie de finanțare, înființare, dispensară, sat Sohodor, eventual urmând ca la rectificare, în funcție de necesități, să suplimentăm suma necesară. Ok, am notat. 15.000 de la PUC. Deci cu 15.000 facem dispensarea... Haideți, gata, răsăm. Ce vedem, domnule? Iar intri în dialog, domnul președinte. Da. Încă un lucru pe care acest buget pune căpătâi, și anume înființarea centrului comunitar din statul Borgești. Comuna Borgești are aprobat un parteneriat cu Consiliul Județean Bacău și cu UNICEF-ul privind înființarea unui centru comunitar în statul Borgești. Anul trecut am alocat o sumă consistentă în acest sens, 6.000 de lei, pe care ulterior doamna primarie a rectificat și a dus în alte direcții. Ni s-a promis atunci că nu se va renunța și că anul acesta se va veni cu finanțare în acest sens. Nu mai dați de mână așa, că vorbim dar de... Dar chiar nu-mi permite, dar e treaba mea, domnul, poți să faceți-vă treaba mea. Are un tic, doamnă, ci sper. Deci, prin acest buget, practic, se renunță și la această investiție în centrul comunitar. Am discutat ieri cu domnul Budău în ședința de comisie și el a spus că nu s-ar părea normal, pentru că noi avem bani în excedent și am avea sumele necesare. Am invitat chiar pe doamna primar să purtăm un dialog cu președintele Consiliului Județean, să găsim soluții pentru a nu renunța la acest proiect. Se pare că nu se vrea. Se pare că nu se vrea, se pare că nu... Direcția este deja trasată. S-a afirmat în ședința anterioară că e nevoie de 17 milioane de lei, total în RRA. Se pare că la noi în această instituție nu prea există, nu prea se înțeleg sumele, da? Deci la Apă Canal se spune că nu s-a înțeles, că s-a înțeles 1,4, aici se spune că s-a înțeles 17, când de fapt erau 1,7. Așadar, vreau să ne răspund, înainte de a vota doamna primar, dacă mai există vreo șansă reală ca Borgești să aibă un centru comunitar. Dacă mai există vreo șansă reală, o să vă rog să, ca la acest moment, să propunem un amendament pentru a aduce o sumă de bani către înființarea centrului comunitar în statul Borgești. Dacă nu se face acest lucru, să ne prezinte motivul. Da? Spuneți de unde să luăm banii. Și apoi vă dau răspunsul. N-ați înțeles. Luăm banii de unde vreți dumneavoastră. Numai spuneți-ne că se face centru comunitar. Tocmai asta. Avem un excedent. Da? Deci acum putem să ducem o sumă. Acum pot să vă răspund? Vă rog. Apropo de toate alea, că nu avem, că lipsă de bun simț, să vă fie rușine, dumneavoastră, domn Dămoc. De ce? Am avut, când am făcut acele întâlniri cu cetățenii și doamna consilier Nunuț Simona a participat la discuțiile în totalitate care au fost și dacă ar fi corectitudine ar recunoaște, am avut această discuție pe centru comunitar. Noi doi, eu și cu dumneavoastră, pe scările grădiniței noi răcătăm. Ați spus de centru, am spus fără nicio problemă, se va face. De la dumneavoastră știu că manager de proiect ar fi fratele dumneavoastră, Marian Dămoc. Am zis foarte bine, merg la Consiliul Județean, pot să vă redau motamo ce ați spus, că pot să intervin la Consiliul Județean, să fim susținut în acest proiect. Și acum vă faceți că nu știți despre ce e vorba și că nu s-ar fi luat în calcul acest centru comunitar. Eu am fost cea care v-am spus că din excedent vom lua bani pentru a face acest centru comunitar. Mi-ați spus de 3 ori
pe scările grădiniței Răcătău. Și odată în birou, că ați venit la mine în birou să avem discuție după întâlnirea de la Recea și până în întâlnirea din Galeri, și mi-ați spus din nou, a patra oară, că fratele dumneavoastră, Marian Dămov, va fi manager de proiect și să nu renunțăm, și eu v-am spus, nu renunțăm, luăm din excedent. Ca să veniți acum cu lipsă totală de bun simț și să spuneți, să vă faceți că n-am fi avut această discuție. Vreți să înregistrez ca să pot să vă redau ceea ce ați spus, să recunoașteți? Unde e problema? Deci nu veniți și spuneți că renunțăm. Că știați foarte bine încă de atunci că nu renunțăm de vineri. Păi nu avem în linie. Vorbeam de excedent. Păi ce v-a spus domnul Dămă? De vineri, dinainte de a trimite gândire. Înțeleg că veniți cu amendament și... Nu vin cu amendament, am spus în momentul ăsta, venim din excedent. Asta am spus, nu cu amendament. V-am zis, aici închei discuția pe centru comunitar. Doamna Simona, ați auzit discuția între noi? Deci asta e. Atât. Deci pe parte... Deci am zis din excedent. Vă rog mult, un pic. Cine are mașinile în drum? Să vină să-l ia. A, vine mașina. Azi, ia să țin. Nu, deci doamna primar discuție. Gata, nu, eu nu am, am spus cetățenii au înțeles. Vreau să vă răspund. Nu trebuie să răspundeți, că nu facem un dialog, să ținem oare. Că dumneavoastră cum nu recunoașteți, se pare absolut nimic. Doamna primar, eu v-am spus că va fi un proiect benefic pentru comunitate. Gata, ați spus. Nu este păcat să renunțăm la el. Mi-ați spus, deci nu trebuie să repetați. Păi, dumneavoastră ați spus că dumneavoastră știați că e vorba de 17 milioane. Și v-am spus, doamna primar. Am zis și ședința trecută și apoi am zis 1.700.000. Nu mergeți iar în spate, domnul. Păi eu mi-asum ceea ce spun. Și v-am spus, nici nu aveam idee că fratele dumneavoastră va fi manager de proiect dacă nu spuneați de 4 ori, 3 ori acolo, dată aici. Bun, dacă am zis că o să facem acest proiect și mergem, păi nu, dacă să arăt că am avut discuție și dacă ceea ce acum negați. Dacă nu avem această linie de buget. Avem, că am zis, din excedent. Chiar asta v-am spus și asta am discutat. Atât. Eu atât am de spus pe partea aceasta. Restul apoi o să răspund. Păi aici nu are să ne rămânească contabilă. Deci dacă eu la început la buget, eu nu am linie deschisă pentru centru comunitar, eu pot să investesc în centru comunitar? Nu știu ce faceți dumneavoastră, eu știu ce fac eu. Atât vă pot. Hai că așa era politică externă, atât politică internă. Da. Da. Mergem mai departe. Drumuri și servicii balastare, întreținere comunală, 300.000 de lei. Aici, așa cum am spus încă de la început, am solicitat să mi se prezinte exact, și asta spun de ani de zile, exact pe care drumuri comunale se va interveni. Exact câte mașini vor fi, pentru că mereu există discuții. La noi au pus jumătate de mașină, la noi au pus 3 sferturi. Și când tragi linie, vezi că s-au, pe hârtie apar sute de mașini de balastru risipite. Nu, să răspund și la asta, aștept să spun mai exact. Am rugat în cadrul comisiei ca la subcapitol aici să fie prins, pentru că de ani de zile zic, refacere podul de la intersecția străzii Stejarului cu Castanului. Da? E vorba de podul de la Tabarcea. De ani de zile zic că acolo trebuie intervenit. Da? Și aici chiar aș vrea să apară un buget scris la subcapitol. Reparație, pod. Da? Asta e din nou un amendament. Subcapitol la drumuri și reparații drumuri. Cât e? Capitolul 84.02. Reparații cu pod Tabarcea, da? În suma asta, 300 de fii puți, ca așa nu. Da, e. Deci în astea 300 de vizile, să avem vedere și repararea podului. Mai există amendament sau pot să... Ați ajuns la ultimul capitol, mai domnul Dămov. Mai există amendament? Vă în cauza. Da, o altă întrebare, pentru că aici specifică doar drumuri comunale. Se va interveni și pe drumurile de exploatare agricolă sau... Toate drumurile. Atât. Întrebare. Haideți să începem cu primul punct. Al doilea am dat răspunsul cu centrul comunitar, nu? Sau al treilea, zicem eu. Primul, cu acea strategie de dezvoltare locală. Nu, începem prin a spune de ce a spus că am dat dovadă de lipsă de bun simț că nu am venit în ședințe de comisii. Nu am avut drum la Bacău, trebuia să ajung, nu m-am dus. Tocmai ca să fiu în primărie și eu și doamna contabilă am fost în primărie pentru în situația în care vom fi chemați în comisii să putem să fim prezenți. Nu am fost chemați și am zis de la început.
Domnii, direct, ca să înțeleagă, nu sunt prezenți, nu că n-ar fi fost invitați, au fost și invitați, dânșii au și venit, ne-am întâlnit, cum v-ați întâlnit dumneavoastră în comisie, ne-am întâlnit cu domnii directori, le-am prezentat absolut tot. Și pot să vă spun că se și fiasat, au zis, e mai mult decât ne-am așteptat. Deci ca să știți că au fost discuții și cu domnii directori de școli, nu că se face fără a fi discutat cu cetățenii. Acele întâlniri pe care le-am, au fost și afișe, au fost și pe Facebook, cu cetățenii, unde a fost pentru apă canal, dar avem și delegat să des, care spun că au discutat inclusiv de buget, inclusiv de, deci absolut toate, deci se poate spune că s-a făcut o dezbatere, o discuție cu cetățenii pe buget, că sunt locuri unde nu au venit, asta arată poate că cetățenii sunt două variante, un domn consilier le-a spus dezinteres din partea cetățenilor, eu consider că poate este încrederea pe care mi-o acordă și au decis că așa cum a fost prezentat bugetul, așa este bine. Astea sunt variantele. Pentru ce am început în buget. Prima, cu strategia de dezvoltare locală. Domnul consilier, vă spuneam și în ședințele comisiei dacă aș fi fost invitată, aș fi fost nevoie necesar să fiu prezentă și vă spuneam. Dar, cum știți, anul trecut, 3 sau 4 luni, asistenții personal nu au luat bani. Pentru că nu au fost bani de salarii. Acei bani au rămas inclusiv pentru anul acesta. Știți că au luat o diferență în luna ianuarie pentru luna decembrie, că nu au luat banii de atunci când nu au fost. Dacă noi prindeam suma, deci ce am primit de la Consiliu, rămâne acum octombrie, noiembrie, decembrie, fără să fie bani pentru asistenții personali, sume pe care e posibil să le primim sau să nu le primim de la guvern. Noi am pus suma de bani pe care suntem obligați să o punem, 10%, am prins suma aceasta de bani. Dacă noi am fi pus să asigurăm salariile asistenților personale, am fi pus la salarii întreaga sumă de bani, în cazul în care s-ar fi făcut la nivel de țară rectificări și ceea ce se întâmplă, se solicită necesarul de sume la asistenții personali, dacă noi îi puneam de la bugetul local, automat dădeam că noi avem suma acoperă salariile. Și nu mai primeam banii pe care statul ar fi obligat să contribuie cu 90%. De aceea am găsit anumite capitole unde am pus câte o sumă de bani ca atunci când ajungem, dacă se ajunge în luna octombrie, să nu avem bani, să nu primim la rectificări sau sume de bani, că s-a întâmplat și au fost rectificări și Orgeștiu nu a primit niciun leu de la guvern, în momentul acela să avem de unde lua bani. Deci nu credeți că eu nu că, mi-aș risca pielea că dacă se vede clar că orice și e la nivel de țară, o strategie de dezvoltare locală poate costa între și între, este un minim, un maxim. Eu nu aș alege, nu că maximul, triplu de maxim, doar ca să ce? Să mă duc să fac altul. Deci nu o fac pentru domnul Dămoc, eu lucrez corect și transparent pentru mine, în primul rând. Deci ca să știți, dacă undeva vi se pare că sumele ar fi puțin umflate, să le spunem așa, nu este pentru că s-ar face șmecherii sau știu pentru folos propriu, sunt strict pentru a avea sume de bani necesare și de care putem să le luăm, că de la investiții nu putem să luăm, să ducem la salarii. Deci asta să se înțeleagă ca sume și de ce nu se pot lua de acolo și vreau să înțelegeți, domnule consilier, că am făcut un buget care să acopere nu toate necesitățile, dar nu poți din primul an de mandat și din primul buget să faci ceea ce, indiferent că ai promis electoral sau nu ai promis. Că poate sunt lucruri pe care nu le-am promis în campanie electorală și care, pe care descoper că trebuie făcute. Asta, cu strategia cu banii. Ce mai următoarea? Era cu terenurile de sport. La școala Sovodor, la școala veche, deci școala nouă, veche o să rămână oricum acolo, că o să fie grădiniță plus clase, exact cum ați spus, și clase mai mari. Este și în centrul satului. Deci de ce să nu avem amenajat un teren? De ce să luăm banii, cum a spus, a zis pentru amenajare teren de sport, tocmai domnul consilier care a venit cu amendamentul, că e minim 200.000 de lei. Și a zis să luăm toți banii, să punem, să facem unul și bun. Vă gândiți, e minim 200.000 de lei, că avem și noi ofertele, am și arătat,
în situația în care ai terenul. Noi trebuie să-l achiziționăm. Deci ca să prindem noi acești 200.000 de lei acum de care se face vorbire, nu că să, nu s-ar face acel teren la Sohodor, în, la școala nouă, pentru că înseamnă achiziționare. Achiziționare înseamnă să identifici terenul, să vrea să ți-l vândă proprietarul, după aceea se fac ședințele consiliare, se aprobă, se face, că nu e un proces, vine evaluator. Deci toate procedurile sunt, nu e așa, acum m-am hotărât să cumpăr, mă duc la notar și am cumpărat terenul. Și de ce? Noi avem în vedere și am spus că a fost o discuție, vin cu propune să facă terenul. Era pentru școala veche, deci doamna primar și măcar nu a înțeles. Deci s-a vorbit că se face la școala veche. Așa la școala veche, păi înainte spuneam că școala veche o să rămână niște copii și să nu băgăm 200.000 și acum băgăm 150.000. Păi, eu vă spun, domnule consilier, este amendamentul dumneavoastră, ați spus, exact, este amendamentul dumneavoastră, dar eu vă spun că s-a luat în calcul să fie amenajat acel teren de care se cere de nu știu câți ani să se facă acolo amenajare. Și acum, deodată, nu e bine, punem mai mult, băgăm banii ăștia, nu mai facem în părțile celelalte. Deci asta e cu terenul. Cealaltă era cu? Cu dispensarul. Deci rămâne să se facă acel dispensar, nu că s-a uitat, dar un dispensar înseamnă proiect, înseamnă absolut tot ceea ce trebuie făcut și mergem pe ideea că acel dispensar va fi construit unde se află școala veche, nu containerul, școala veche din satul Sohodor. Deci aceea trebuie să se termine. Persoane dispuse să punem la dispoziție Mă lăsați să termin apropo de așa. Și am găsit acolo și o să venim, după ce simt și ne înțelegem, spuneau că nici nu vor bani pentru... noi trebuie să vedem dacă cât permite să putem amenaja noi pentru un doctor. Trebuie să luăm legătura cu doctorul. Deci nu că nu facem. O să facem și o să vedeți acel punct de lucru la dispensar, la Sohodor, mai ales că avem spațiu. Așa, următorul, care era? Mai este? Vorba de podul Tabarcea. La drumuri. La drumul, ca să înțelegeți. Orice lucrare pentru reabilitare drumuri, noi suntem obligați să avem antemăsurători. Deci nu dăm drumul la lucrare fără să avem acele antemăsurători care o să spună clar. În zona, pe drumul cu tare trebuie atâtea mașini de balastru, pe o porțiune trebuie o anumită cantitate, pe o porțiune anumită, că e în funcție de cât e mai jos sau mai stricat drumul. Această sumă de 300.000 de lei, 200 sunt veniți de la Consiliul Județean strict pentru drumuri și 100 am pus-o de la noi pentru că starea drumului este totuși destul de proastă. Vrem să o facem cu greder, vrem să o facem cu compactor acolo unde este cazul, iar piatră să fie adusă, nu de acea piatră care a fost adusă câteodată cu pământ. Nu, în funcție de și ce, deci, de alte măsurători, să aducem unde trebuie piatră mai mare, unde trebuie mai mică, unde trebuie compactată, unde trebuie greder. Să nu credeți că suma asta de 300.000 de lei reprezintă ceva ce poți să faci, te întinzi când ai. Plus că din acești bani trebuie să plătim antimăsurători și trebuie să plătim grijite de șantier pe care suntem obligați să-l avem. Ce vă pot spune și vă pot garanta apropo de numărul de mașini și aici vreau că e ședința, domnul Dămă, când se va face balastarea, o să fiți cooptat în echipa de recepție și sper să nu refuzați, pentru că de obicei refuzați când sunteți chemat, spuneți doar în fața. Nu mai dezinformați. N-am fost chemat niciodată la nicio comisie, la nimic. Chiar și ați v-a dat interesul și pentru extindere rețea și v-am invitat să vă dălatrii și n-ați venit. De ce nu m-ați chemat în comisia de recepție la Galeri și Bazga, unde s-a făcut cea mai proastă lucrare veșnică? Asta o spuneți dumneavoastră, a spus și ziare, rămâne să se vadă, nu mai faceți afirmații fără să... Ați văzut la recepția cu lucrarea nici măcar nu era terminată. Da? Asta este părerea dumneavoastră, rămâne să vedem. Pe momentul în care se dezinformează cu bună știință... Nu dezinformează. Cred că sunt răspunsurile bună acum la... Acum, domnul consilier, care sunt întrebări? Următorul. Ai cuvântul domnului Costin Cămitică să comentezi ideile Mariană. Da. Este și normal ca bugetul să genereze discuții, în special pentru cei care au anumite sau alte viziuni față de inițiator. Bugetul a fost discutat în comisie.
Problema este în felul următor. Ăștia sunt banii pe care avem 8 milioane și ceva de lei, din care contribuția noastră, venituri propriu, sunt 900 de mii de lei. Asta este problema. Restul, 8 milioane de lei, 7 milioane și 800-900 de mii, îi primim. Fie de la Consiliul Județean, fie de la Ministerul de Finanță, sub diverse forme. Cei care ți-i dau, ți-i și dirigează. La drumuri, 300 de mii de lei, drumurile sunt cum sunt, până se vor asfalta, ca să începem să le asfaltăm cu 300 de mii și să nu mai folosim cifrele miliarde, când auzi de miliarde, zici, băi, ce mai bani? 300 de mii de lei ca să-i folosești, asfaltezi o bucățică de drum, nu știu dacă câți metri s-ar putea asfalta. Părerea mea este să lăsăm, să aprobăm bugetul cum îl avem și este și normal că ulterior, prin rectificări, să mai pot face anumite lucrări. Iar dacă, așa cum a spus domnul consilier, care a vorbit înaintea mea, domnul consilier de Muc, nu vrea doamna primar să facă în interesul cetățenilor comunei Horgeș, dumneavoastră nu are decât să se bucure, domnule, că la viitoarele alegeri primar cu 200%, nu cu 200 de voturi, cât de luat. De ce vă îngrijorați chiar așa de tare când nu vrea doamna să facă pentru cetățenii comunii? Pentru dacă nu vrea, pierde legere. Dacă nu cumva să poate face și un referendum până atunci, domnule, că legea nu-i de voie. Da. Legea nu-i de voie, adunați semnături pe sate, referendum jos cu el. Ce atâta mare, tot deținem și explicăm să facă aia, să facă aia. Lăsați să facă ce și-a propus în program când și să dea socoteală. Problema cu terenul de sport care se pune este o problemă destul de complicată, zic eu. Pentru că școala de la Sohodor se construiește pe 1600 de metri pătrați. Pe 1600 de metri pătrați, de ghea încape construcția și ceva teren în jurul curtișică, în jurul școlii. Cert este că în mod obligatoriu acolo trebuie achiziționat teren de sport și o suprafață de teren și nu 1000 de metri pătrați, 2000 de metri, dacă este posibil cel puțin 10.000 de metri pătrați, adică un hectar de teren acolo. Soluții sunt. Oamenii trebuie să găsim, pentru că ofertele pe care le va face comuna, cred că o să fie destul de atractivi. În primul rând, doamna primară, ar fi cazul, pentru că acolo proprietari sunt oameni care se ocupă cu agricultura, proprietari pe terenurile respective. Atenție! Așa revine sarcina cetățenilor din satul Sohodor, consilierilor, să lămurească oamenii din sat, că în jurul școlii sau pe lângă școală nu se pot construi da, case. Scoateți exact din legea 50. 50 metri? Nu. Nu din 50 de metri, domnul Costel, că nu-i Bacău aici, unde e liceul sportiv. Uitați că nu știe exact. Nu, domnule, și distanță. Să scoateți din legea 50. Acolo se poate face pus pentru jurul școlii. Acum când se face proiectul pentru pod, interzis construcții, și ofertă poate să fie destul de atractivă. Dacă ne ducem numai în tabla stânii, în dealul Bradului, să pot identifica terenuri care nu sunt încă atribuite la niciun proprietar, terenuri care sunt în rezervă, dacă sunt asemenea terenuri, și să fac schimb, să propun un schimb din proprietate privată a comunii, 1-3, 1-4, 1-2, eu știu cum se va găsi. Dacă nu, să identificăm sumii. Nu mai tot gândiți repede la sumele alea care sunt în excedent. Hai să le cheltuim repede, hai să le cheltuim repede. Pentru că sumele astea, nu numai cum spunea cineva că... Nu dă omul la Sosia aici să ducă pe dealul Bradului, domnul secretar. Dar poate dă de 5 ori mai mult, poate. Domnul consilier, omul face agricultură și de pe un hectar, atenție, de pe un hectar la șosea, scoate aceeași cantitate de cereale, care o poate scoate și de pe tabla stânii și de pe dealul Bradului. Depinde cât dacă dumneavoastră vă duceți și influențați oameni, este cu totul altă problemă. Intenția este
și oamenii trebuie să înțeleagă că acolo trebuie extins și scopul și ăsta a fost. Că s-a construit școala acolo când s-a aprobat. Eu eram secretar când s-a aprobat. Cu gândul că se va extinde pe un teren de sport, un teren, știu eu, în jurul școlii, nu că pe 1600 de metri. Când ești la Bacău nu se face o școală, de asemenea mărimii, pe 1000 de metri pătrați, pe 1500 de metri pătrați. Chiar în Bacău, dacă o luăm așa. M-aș bucura mult. Domnul, poate o să fie și bucurie și ei. Deci, părerea mea este să lăsăm bugetul așa cum este, pentru că sunt bani și mie mi se par destul de echilibrat, pentru toate. Și pentru proiectul ăla, și pentru proiectul ăla, nimeni, v-a spus, dacă primarul nu vrea să facă pentru cetățenii comuni, doamne, el răspunde fața electoratului. Și eu nu văd cei care sunt în opoziție de ce s-au supărat, o să le pară bine. Pentru că asta este, politica de sus până jos, asta este. A doua problemă, aici, ca să nu... Să nu mai intervin la proiectul când se va discuta despre apă și canalizare. Eu am susținut mult proiectul ăsta. Asta este situația la ora actuală. Că dacă să scoatem în evidență cifrele cu care trebuie să contribuim noi, ziceam 1400 de miliarde de lei ca să ducem cifra aia mare, deci 14 milioane, asta cam ar însemna. Dar nu asta este problema. Problema este că dacă documentele, Uniunea Europeană, toată lumea spune că li se îngrădesc drepturile cetățenilor la un trai de ce, la apă, la nu știu ce, dom'le, avem în Parlament un senator care una, două face plângeri penale. Face plângeri penale pentru îngrădirea drepturilor cetățenilor și să terminăm discuțiile astea de lei. Astea discuții copilărești. Nu sunt bani de unde nu este nici Dumnezeu nu dă. Noi tot am sperat că o să ne finanțeze, o să ne ajute Consiliul Județean, vreți în campanie electorală, mi s-o promis de către președinte, candidatul care acum este președinte, doamne, o să vă ajutăm cu o finanțare. Dacă s-a întâmplat, tu vine pandemie, guvernul nu dă bani la comuni, la județele, care sunt mai roșii, mai albatri, mai nu știu cum, asta e situația, ce să facem? Părerea mea este că bugetul ar fi bine să-l votăm așa cum este și ulterior, rectificări, noi nu suntem condiționați să facem de două ori pe an cum e guvernul. Rectificări se pot face luna, luăm bani de la strategie, dacă rămân, ducem la școală, luăm de la școală, ducem la electrificare și așa mai departe. Domnul Costică Vitică, mai repetați o dată, deci, nu, ca să înțeleagă toți consilierii în satul Odon. Eu nu vorbeam decât românești. Nu, stați un pic. Deci, nu se construiește lângă școală cu tare, cu tare, cum ați spus, ați menționat. Așa este. Dar ce nu știați? Păi, eu, că noi nu știam. Nu știm legile dumneavoastră. Dumneavoastră nu știați, domnilor consilieri. Dumneavoastră nu știați că după 1990 s-a început s-au executat construcții fără autorizație 90% din ele. Pentru că în Consiliul Local, spuneam, domnule, trebuie respectată legea, trebuie autorizație. Pentru că, nu mai spun, era o mașină de vot acolo. Cineva spunea, lasă, domnule, dacă sunteți mulți, nu are ce să vă facă. Nu are rost ca să revenim. Și tot ce s-a construit pe lângă școală, și la școală, pot lăsa. În partea de sud a școlii, acolo, două case, acolo nu era prevăzut pentru parcelare, pentru construcții. Pentru că primele construcții care le-au făcut, primele parcelări care le-au făcut după 90, dacă țineți zis, au fost făcute pe partea stângă și pe partea dreaptă, de la canal încolo, nu pentru școală, acolo vor lăsa special. Asta este o discuție la buget, ca să înțeleg. Nu, dă-i explicații. Pentru cherie, Eu înțeleg să fiți ironic și dacă vreți să vă explic, eu pot să fiu mai ironic ca dumneavoastră. Dar mai apuc o de pe teritoriul comunii. Dar dumneavoastră sunteți în comună de 5 ani, domnule. Eu sunt de 40 ore de ani. De 45 de ani în comună. Nici nu este în comună. Nu, în comună. O, s-a trezit domnul viceprimar, atenție. Deci, e bine să țineți minte problemele astea, pentru că vă ajute. Poate o să fiți primarul comun, eu știu, da. Nu acum, peste 10-20. Domnul, întreb la replică, vă rog.
Nu. Doamne, nu mai da drept, nu mai da drept la nici mai obligat. Atât. Domnul Mitic a făcut o afirmație care mi se pare josnică. Să spui că un consilier de opoziție se bucură că nu face nimic. Domnule, noi nu suntem aici să facem politică, domnule, facem administrație. Da? Noi de asta ne-am adunat. Domnule, de asta trebuie să, de asta trebuie să luptăm pentru apă, canalizare, pentru proiecte de infrastructură, pentru drumuri, pentru școli. De asta ne-am adunat. Dăm cuvântul. V-a spus că până seara stăm aici. Eu mă ridic și plec. Și până mâine. Stai pe mine, dați și domnul Fristecaru Daniel. După cum știți, la vorbim cu conjuncturii, nu am luat parte la ședința din comisie, pentru că nu v-am da. Probabil la următoarea ședință să fiu și eu. Dar din materialele care ne-am trimis la mapă, am observat ceva. La capitolul 65.02.71, finanțare investiții școli, nu am văzut la, la școala Regia nicio investiție. Deci, tocmai ce a spus locul Dalu, că terenul de sport e impecabil, de ce nu? Nu, deci nu vreau terenul de sport. Mi-aș dori dacă s-ar putea să găsiți o sumă pentru reparații gard. Dar este gardul la școală, este. Nu e pe investiții, pe reparații. Deja are banii, eu făcut plasă de prietenă, urmează montarea. Aici urmează să vă spun că banii pe gard, numai că nu sunt pe investiții, sunt pe reparații. Și sunt în discuție cu domnul director, deci avem gardul de la Recea garantat prins. Mă, trebuie o treabă. Nu, este prins gardul de la școala Recea garantat. Numai că e pe reparații cu școală. Așa este că nu a participat în ședințele de comisie. Și de aceea nu aștept că sunt la da, 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 da. Și mie, da. Nu? Da. Aici venim de treaba despre finanțarea cultelor. Eu aș vrea să spun așa că spun eu mult că doamna primar nu s-a implicat. Cât am fost până să iasă doamna primar, era viceprimar, am avut și noi parte de finanțare. Până atunci n-am văzut un ban, biserica noastră, cultul nostru, mă rog, așa, ca să înțelegeți mai bine. După ce a ieșit doamna viceprimar, la ora actuală, a început și finanța și nouă, acum biserica. Dar au avut alții interes ca să nu mai fie finanțată și au fost vorba chiar cu cabinetul medical. Spunea să cumpărăm, să luăm teren. Noi găsisem acolo, aveam la dispoziție că americanii, poate știți, până în criză, au investit foarte mult la noi acolo. Deodată ce au venit criza, s-au retras. Și clădire, eu, clădirea acolo, care are vreo 4 camere sau 5 camere, care stă degeaba. Noi am vrut să le dăm la primărie, ca să le dăm doamna doctor, chiar venise acum vreo câțiva ani. Bine, și doamna vice era la ora actuală, ora data trecută, atunci era vice, acum doamna primar. Au venit acolo, s-au uitat, chiar rămăsea să se stabilise, să aducă doamna doctor, să-și mute acolo tot ce trebuia. Dar nu trebuia mari investiții, că acum vreo ședință sau două în urmă, era vorba că să cumpărăm teren, să facă. Acolo nu era investiție, era doar dată ca să ne susțină cu cheltuielile, lumina, una alta și consuma cu doamna doctor. S-a retras, n-a mai fost treaba aia. Pe urmă, a mai fost o problemă, am avut chiar un after school să facem acolo. Au venit, era domnul primar Cioroabă. Am discutat și problema asta, rămăsese tot la fel, a intervenit, nu s-a mai făcut. Am vrut astă toamnă, când a fost pandemia, m-a rugat domnul director atunci, Lucași, ca să îi dăm tot la fel clădirile alea pentru copii, să învețe. Am fost de acord și cu asta, să le dăm, că dacă toți sunt clădirea aia degeaba, nu avea la ce să le ținem acolo degeaba, așa că beneficiau copiii noștri. Nu beneficiem noi, cum mai spun alții, că suntem puțin la număr, sau beneficia întreaga comunitate beneficia, nu numai noi. Și s-a ajuns într-un fel că acum vreo câțiva ani, vreo 3 ani, doamna s-a implicat foarte mult, că spuneți că nu s-a implicat doamna primar. S-a implicat foarte mult și chiar ne-au susținut și pe noi, cultul nostru. Dar acum anul, nu știu, am impresia că cred că s-o fi depus un amendament ceva, de un domn consilier sau nu știu, așa, zic, nu știu dacă o fi adevărat sau nu. Și li s-a limitat să se direze banii după membri. Eu cred că nu beneficiază membrii, nu se împarte banii pe membri, sunt 10 membri, dăm împărțăm la fiecare. Banii aia ca să remedieze, să reabiliteze cultele sau și interiorul cultelor acolo. Și de asta zic că noi suntem dispuși tot timpul ca să beneficieze și
întreaga comunitate de biserica noastră sau de cei acolo ca să aibă. Dar nu putem. Când am fost ca să vin doamna doctor, mi s-a impus atunci când nu avem WC-ul, nu avem grup sanitar, nu avem fosă, nu avem... Păi bieță în roate, bieță în roate. Și de asta e de zi. Acum ar fi bine ca, având în vedere bugetul ăsta, că e făcut acum de doamna primar, când s-o mai distribui banii ăștia pentru culte, să nu mai fie așa acum, că dacă sunt mai puțin, nu le mai dăm. Sau le dăm 1000 de lei sau nici 1000 de lei, că nu beneficiază. Că beneficiază întreaga comunitate aici, nu numai noi. Noi, din contra, poate am fost de acord ca să beneficieze întreaga comunitate și n-am zis că nu, că ne îmbolnăvim sau că facem alte treburi. De asta spuneți că doamna primar nu și nu, dar noi până să iese doamna primar în primărie și până să ajungă doamna viceprimar, n-am fost niciodată susținuți. Mihail. Domnilor consilieri, vreau să încep cu afirmația domnului Mitică, sunt bani pentru toată lumea. Cum ați spus, sunt bani pentru toată lumea, ați afirmat. La buget. La buget. Da, cred. Am citit, am ascultat cu atenție tot ceea ce s-a vorbit, foarte bune proiecte, foarte bune idei pentru toate satele, mai puțin satul Gale. Nu s-a auzit nimic. Oare Comuna Horgești e formată din Horgești, Sogodor, Recea și Răcătău, Bazga? Nu, nu, nici Răcătău și Jos nu s-a auzit. Nu s-a auzit nimic, nu? Vrem și noi ceva. La noi sunt podurile. Ai uitat că la Galier s-a făcut lucrarea în toamnă și... S-a făcut, păi, dar ne s-a promis că se face asocan, dar ce se ne face drumul, domnul Buzău? Păi s-a făcut. Păi ce s-a făcut? Nimic. Și o să se mai facă și din suma de la drumul. Adică jumătate de... Vreau să propuneți ce să se facă. Da, vreau să propun reamenajarea podului de la podul de piatră care e scufundat, aproape mâlit, da? Plin de mâl. Rupt, vopsit ar trebui făcut. Podul de la Bujor ar trebui făcut. Ca să nu mai zic piatră, restul, un pod unde vin să adună toate apele de pe deal, la Bujor, vasele în poartă. Intră apă în curtea omului. Acolo nu e necesar, oare nicio investiție în satul Gale? Avem atâția navetiști, cred că 30% din navetiști sunt din Gale. Merg cu cizme. Bun, am înțeles. Da, tatăl meu face naveta 30 de ani. Pe drumul, eu vă duc oricând, și când plouă, merg cu dumneavoastră pe care, că dacă era să fie cu, cum ați spus, cu un mâl, îl puneați și pe fel. Doamna primar, cu un ametiști. Bine, ar trebui să puneți o întâlnire sâmbătă. Știți că am avut întâlnire, știți că am avut întâlnire care? Foarte bine, dar în cursul săptămânii, să fie și ametiști, să aibă un cuvânt de spus. Eu am discutat cu oameni și... Acum ce vreți spune asta? Păi nu e nimic bine, tocmai asta e problema. Pentru Recea. Eu sunt de găsit în Comuna Horgești 24 din 24 de ore, da? Am făcut și întâlnire cu cetățenii, cine mai vrea poate să vină oricând să discute. Pentru Recea se face, dar pentru Sovodor se face, pentru Horgești se face. Pentru gata, domnul Mihai. Domnule, e prin și galeriu ca drum. La reabilitare drumul e prin și galeriu. Deci nu spuneți că nu e. Aș vedea un domn consilier mai priceput, eu sunt mai la... O, consiliere, mai așa, mai la urmă. Să depun un amendament și pentru satul Galerie. Poate așa am fi și noi mulțumit. Unul mai priceput, mai vechi, așa. Ce amendament mai prim, măi? La drumul e prin și galeriu, v-am spus eu. În valoarea aia. Poți să facă ceva. Domnul Bobo, să facă ceva. În toamnă s-au făcut investiția la galerie. În suma asta mare care s-a aprobat, o să aibă în vedere doamna primarul reținut, poate să facă și podul. Păi atunci investim toate sumele de la drumul la galerie. Păi să vedeți bine, nu prost. O reținut, doamna, că mai fost astăzi, doar că noi aveam piatra acolo, pentru că noi mergeam cu cărâța și scui până alea. Nu mai începem nici o discuție. Pot să vezi mai discuțiile. Dar primul punct, am terminat, am finalizat discuțiile. Supuneți pe aprobare amendamentele care s-au propus. Auzi, pe rând. Dudulică, gata. Gata. Supuneți pe aprobare amendamentele propuse de domnul Dămoc și dacă nu mai... Primul amendament... Un consilier. Vă rog, primul amendament vizează mutarea celor 40.000 de lei de la strategia la dezvoltare pentru documentații. SF, drum comunal 88, Tamaș, Horgeri, da? Spuneți la vot. Voturi pentru. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4 voturi. Da, doamna mea? Cine împotriva amendamentului? Respingerea mea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nu văd, doamne, doamne. Bun.
Și abține? Abține, cine se abține? Și cu tine, nu presupun două. Nu, eu văd că... Văd că n-ai... Îmi gătește, mă, să văd cu ochii. Nu-l interesează, că nu trece prin față. Doamne, ce nu se face anul ăsta? Nu-i fi jigniți omul, trebuie să voteze ca dumneavoastră. Nu s-a zis că nu se face și în programul meu. Dar nu pot din primul an, trebuie anumiți bani alocați. Domnul, nu mai e tot atâta. Amendamentul 2. Ce spuneți voastră e bine? Al doilea amendament viza mutarea sumei de 100.000 de lei de la amenajare de teren de sport Școala Horcești către teren de sport sau de joacă, ați spus, la Școala Sohodor, da? Să ajunge la suma la 150.000 de lei. Asta am spus. Să ducem către o singură unitate de învățământ din comună, unde să facem o lucrare... Nu, dar ceea ce v-am citit eu e corect. Da, e ok, e corect. Cine e studentul? 4 voturi, da? 4 voturi pentru. Nu mai faceți, domnul președinte, dar e normal că atunci el are rost să stau aici, deci consilierii care n-au fost de acord, nu că au fost împotriva, au văzut că la Sodor o să se facă, sunt bani alocați, nu că nu o să se facă. Rămâne așa cum deci, dacă nu se face ca dumneavoastră, dar de ce n-ați fost amendament, domnul Bobo, că nu s-a trecut niciun amendament? Haideți, de ce n-ați votat? Că sunteți la guvernare două partide, de ce nu s-a dat niciun bani în decembrie și februarie pentru Comuna Horgești? Dacă spuneți că țineți neapărat pe Comuna Horgești. Nu s-a alocat niciun leu pe Horgești. Cine este? Votări împotrivă, domnul. Pentru respingere. Băi, eu zic, da? Abține? Dar tăceți odată, măi, nu mai vociferați cu votul. Nu influențați candidatul să vociferați. Nu avem nici acum la radio, da? Sau cum mic, bătul tine, într-un sure, că nu-i bătul tine. Haideți, vă rog frumos, hai să numărăm voturile acum. Cine s-a abține? Avem 0 abține, pentru că am avut 11 împotrivă. Bun. Amendamentul 3. Amendamentul 3 vizează mutarea sumei de 15.000 de lei de la PUC către dispensarul din satul Sohodor, da? Da, avem prins dispensarul. Da, nu, asta e amendamentul, da. Nu este, un să duce. Nu știu, eu am pus amendamentul. Nu știu, de ce cu amendamentele astea? Niciunul nu are niciun temei ca lumea. Iată, nu lăsați pe Sohodor, stai de aici. Suntem la amendamentul. Cine este pentru amendamentul ăsta? 4 voturi, da? Împotrivă? Ia-ți amintit. Iugier! Da. Abțineri nu avem. Trecem la cartea. Mai avem și amendamentul 4, la subcapitolul 48402, să apară preparații pod. Nu știu, aici... Așa e amendamentul. Da. Eu asta am discutat cu Sofie. Am înțeles. Voturi pentru. Asta nu e amendament. Asta nu e amendament. Asta să fie... Împotrivă, este amendament formulat. Vă rog frumos, haideți să trebuie în procedura de vot. Cine decide, domnule, că nu e amendament, dacă i-a fost propus? Domnul Dău, cum e? Pentru documenti? Abțineri. Un avem, da? Și 10 împotrivă. Deci sunt respinse, da? Toate cele 4 amendamente. Deci cele 4 amendamente au fost respinse. Urmează să pun spre aprobare proiectul de buget, așa în forma cum a fost prezentat. Cine este pentru? Bun, domnul Bobo, vă opuneți să se facă la școală? Nu, să nu vă opuneți. Nu, foarte deci, bine. Proiectul de buget în forma prezentată. Cine este pentru? Am numărat pentru n-ați ridicat, acum suntem tot la pentru, că n-ați ridicat la pentru. Nici domnul Boboc, nici doamna Albei. V-au ridicat pentru. La pentru? Haideți vă ridicați o dată la pentru. Numărați și voi mai repede. Poți să vă ridicați și Boboc, doamna Albei. Ne abținim, domnule, eu mă abțin. Păi haideți să spunem. Nu, doamne, să nu se facă terenul la școală. Doamne, grotul din grup nu a atenționat. Că nu putem și cu stânga și cu dreapta. De ce? O arătat așa. Eu am grotul din grup din grupul dumneavoastră care s-au dat la bine mâinitat. Liderul m-a anulat creierul. Da, că ăsta e liderul ăsta. Cine este? Haide, domnule, faceți la vot. Măcar la vot fiți serios, domnule consilier. Că măcar atât la vot. Doamne, nu fac bășcălii. Vreți? Cine faceți ca cascatorii răstune, măcar un vot la atât. Deci s-au votat pentru forma prezentată. Vă rog, împotrivă. Cine este împotrivă?
Nu este nimeni. Și abține. Cine se abține? Trei voturi abține. Proiectul a fost aprobat cu... Deci, domnul Popoș, nu voiați cerbana să o dor, nu vreți să te rendeți spor, domnul Popoș. Hai de bine, când o să spună domnul Lilă la oameni, că nu o să vezi ce o să faci. Lasă, doamne, e de acolo, dar nu-l las ușor. A, e liderul de grup, da. Deci, în proiectul 2 a fost chemat la Bea Pani. Sper să mergem mai repede alea. Proiectul hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcție al aparatului de specialitate al privatului de funcție. Supune la vot. Bun, da. Cine este pentru? Da. Dar nu fără scrie la păi nu s-a scris nimeni. S-a scris nimeni. Se privește doamna primar, viziunea aici, privește... V-ați irosit timpul la primul proiect? Viziunea mea este proiectul de hotărâri și poate... Da, 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 da. Alege. Pumnă în gură. A, bă, trebuie să ridicați mâna. Gata, hai domnul să vă spune. Nu mai. Bun. Deci, cine este pentru? Da, cred să nu. Cine este pentru acest proiect organigram? Cine este împotrivă? Nu e nimeni împotrivă. Cine se abține? Sunt la pentru. Dar nu v-am văzut de când mâna domnul... Ba da, o ridicat, să abțin, da. Nu mai am fost voc să o abțin și dăm ochi o vota pentru. Dar trebuie să mai aduce el câte unul, ca pe el. Haideți să mă contrez. Nu, că dacă nu votezi un proiect, nu ești plătit. Unul cel puțin pe șeful. Bine. Stai să am comentii. La proiectul 3, proiect de hotărâri privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune pășuni comunale prin acte adiționale. Aici toți sunteți de acord. Da, haideți, aprii să fie poate aici mai mult de voi ca să fie explicat. S-a făcut acea procedură de licitație și așa cum am spus, deși interpretare pe rețele de socializare s-a dat altfel, dar sunt înregistrate ședințele și dacă știți și asta ați participat cu toții, am spus motivul pentru care s-a reluat procedura de licitație și s-a făcut noua procedură. Având în vedere că s-a întârziat această procedură și sunt posesori de animale care nu au câștigat pășune și urmează, în urma discuțiilor cu cetățenii, cu acești cetățeni care au pierdut suprafețe de pășune, am stabilit așa ca să aibă termen să poată să decidă dacă își vând animalele, dacă găsesc altă variantă că se pot face contracte de arendă cu cetățeni care au pășune în proprietate sau pur și simplu să-și țină animalele la cum se zice, la, că nu ar grașă, nu știu la grașă, în stabulație. În stabulație, așa, mulțumesc. În stabulație unde? Așa, dacă, și atunci a rămas să prelungim perioada actelor adiționale actuale până la 31 decembrie 2021, începând cu 1 ianuarie 2022, să intre în vigoare contractele care vor fi încheiate în urma licitației. Se pare, știți că sunt cetățeni, vedem cum o să fie, treaba, noi s-am discutat cu absolut toți cei care au rămas fără suprafețe de pășune, și au fost de acord cu această propunere. În legătură cu prețul, am vorbit la prefectură, domnul secretar, da. Și vom vedea să se poate face actualizarea cu prețul... Prețul cu Consiliul de Consiliu Județean, care a venit ulterior... stabilirii datei de licitație la pe care de la de doi bani, nu? Deci diferența dintre anul trecut și anul ăsta este de la 0,8 la 0,6, dacă nu știu. Bani. Da, bani. O diferență mare. Exact cum crește euro. Este, da. Pentru că raportat la întreaga suprafață de pășune, da. Se adună. Proiectul de sarcină a fi semnat să fie sau să fie. Sumele lor de bani. Da, da, dar sume mai mici. Ar avea relevanță, domnul consilier, dacă s-ar fi votat pe suma de la care se pleacă punctul. În condițiile în care, prin licitații însă, și se pleacă peste suma de plecare, automat n-are relevanță, vă dați seama lucrul ăsta. Adică vorbim logic și firesc.
Mai este cineva care vorbește? Bun. Să pun spre aprobare proiectul privind... Nu, domnule, eu chiar aș vrea să-mi spun ceva pe marginea acestui proiect de hotărâri. Un amendament, domnul secretar. Nu amendament. Eu nu vin cu amendament. Eu vin și întreb așa. E a treia oară când se discută despre această licitație. Prima dată s-a amânat licitația ca urmare a pandemiei, te dea ținută în 2020. Nu au fost nici un fel de probleme, s-au amânat. S-a făcut procedura de licitație pe caiet de sarcini și pe amenajamentul pastoral care s-a întocmit până în ianuarie 2020, când trebuia ținută licitația. Licitația asta s-a ținut în 2010. În 2010, dacă poate cineva să-mi spună, există o mare diferență între efectivele de ovine, că despre asta e vorba, care erau în 2010 și care sunt acum, dacă este o așa mare diferență. Eu din câte îmi dau seama și din câte știu, poate să fie cel mult 100, cel mult 100 diferență. Nu este mare pentru că sunt care aveau mai mult sau mai puțin. Da, sunt deci sunt cam aceleași efective de animale. Cam acestea. Bun. Întrebarea care trebuie să ne opunem noi, care am aprobat acea licitație, întrebarea este de ce acum nu mai în cap... Vreți să-mi răspundeți la întrebare? Vreau să mă scriu la cuvânt, dar domnul Tudor se uite la mine. Domnul Tudor. Nu. Detași în indemnizația. Întrebarea este de ce nu mai încap aceste animale pe aceste trupuri de pășune pe care le avem. Suprafața de pășune a comunii Horgești este aceeași de cel puțin 50 de ani. Au fost mai mari, dar s-au mai trecut la arabe în timpul colectivului anumite suprafețe de teren. Căpșarul și nu știu mai care, pe la Mărăscu de acolo și pe dealul Izvorului, pe Ciocănel, pe nu mai știu pe unde mai era pe acolo. Deci suprafața este aceeași. Pe aceste suprafețe de teren au crescut toți și s-au făcut înființat aceste ferme. În primul rând, nu cred că avem interesul ca să dispară sau cineva din consilier sau cineva din cei care lucrează în administrația publică locală are interesul să dispară unul sau doi sau trei fermieri din comună, să vândă animalele, să fie obligat să dispară. Oamenii ăștia s-au făcut o afacere, în sensul că s-au gândit cu 200-300 de oi pe care le are, lucrează acolo cu familie, cu copii, cu tot sfârșit, sunt reține, sunt copiii la școală și așa mai departe. Problema este că noi trebuie să găsim acum soluția, asta este soluția din moment și este foarte bună că s-au amânat, adică s-au prelungit aceste contracte. Dar trebuie să găsim soluția ca oamenii să-și poată menține în continuare fermele. Fiind licitații, nu putem să intervenim, să-i învățăm. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta de a ajuns oameni să liciteze cu sumă de 5 ori mai mare decât era prevăzut plecarea. Și noi ne gândim acum la 2 bani, vai de mine cât pierd omul. Păi. Uite că el a licitat 40 de bani, nici nu l-a interesat un ban sau doi. Nu asta este problema cu doi bani. Problema este că eu cred că s-a greșit când am aprobat licitația în plic, închis. Se putea face licitații prin strigare. Și atunci poate nu mai intra unul peste altul, pentru că ei știau sub trupurile de teren pe care le aveau. Cred că în această perioadă ar trebui găsită soluția, doamna primar, de cadastrat trupurile mari de pășune unde s-au ridicat aceste probleme. Deci Mărescu are 100, nu, trebuie cadastrat, știu ce vorbesc, pentru întabulare. Da. Mărescu, am înțeles, pe calea bătrână sau nu știu, pe coasta Mori, unde tot mai rămas fără, pe Rund sau nu știu unde au rămas fără pășunii, sau Galeri, pășunea Galeri. Nu, Galerii este. Păi, am înțeles că acolo a rămas Gheorghe Bujor. Mai mult Gheorghe decât Bujor, Emil decât Bujor Gheorghe, dar este ca suprafață, ei s-ar fi înțeles. Nu, e problema cu unul, a rămas, o pierdut... Nu, are. Are? Dar nu, el voia 20 și a câștigat 13, 14. Ar trebui făcut așa, încărcătura pe hectar, pentru că ceea ce a apărut în rețelele de socializare privind
unitate vită mare pe hectar, asta este încărcătură minimă și cu asta s-o mers de când se face zootehnie în țară. Cu unitate este încărcătura minimă pe hectar. Omul trebuie să aibă fiecare o anumită suprafață, unii să aibă tabără de vară și chiar dacă este posibil și de iarnă să-și facă investiții, pentru că nimeni nu s-a bazat numai pe suprafața de pășunii care o luat-o, 10, 20, 30 de hectare, că nu ajunge asta pentru nimeni, nici 100 de oi nu poate să țină pe 10 hectare, dacă ar fi să trăiască numai pe aia. Da, vin mireșcile, vin șocănăriile, vin sute de hectare de teren pe care ei le pot folosi. Cred că ar fi cazul, dacă domnul președinte, lăsați pe doamna primar, poate mă ascultă. Cred că ar fi cazul, doamna primar, să stabiliți ce suprafață de pășune poate oferi comuna pentru 100 de capete ovine. Să meargă din sute în sute. Deci, faceți, avem 300 și ceva, 400 de hectare de pășune, sunt atâtea capete de ovine, deci pentru 100 de capete de ovine, comuna poate oferi 5 hectare, 10 hectare, 15 hectare. În funcție de asta, cadastrată și parcelată pășunea care trupurile mari, din 10 în 10 hectare, din 15, ăla care are 200 de oi, el se știe că licitează, zice, pentru 20 de hectare, nu pentru mai mult. Dar nu poți să-i condiționezi, domnul. Domnul, eu am dat o idee, nu v-am obligat. Eu am dat o idee. În momentul în care se face prin strigare, licitație prin strigare, să fiți sigur că nimeni nu se va băga peste celălalt care a fost vecin cu el și are și el nevoie de 20 de hectare de pășuni și ălaltul de 20 și ăla de 30 de hectare. Că nu putem nici într-un caz să-i obligăm pe fermier să-și vândă animale. Iar care va vinde animalele este treaba lui. A doua problemă. Cei care au licitat sume enorm de mari, după, din punctul meu de vedere, sunt enorm, 600-700 de lei pe hectare, este o sumă mare. El nu-și dă seama, el se bazează pe subvenția care vine, dar subvenția anul ăsta nu mai vine așa de mare, dacă a fost până acum mare, s-au redus la jumătate, ceea ce înseamnă să fie 3-400 de lei pe hectar. Doamne, el nu-și dă seama că pe lângă acei 600-700 de lei, el mai are obligații conform amenajamentului pastoral să mai facă și lucrări de întreținerea pășunii, de fertilizare, de modernizare a pășunii, care înseamnă câte 3-400 de lei pe hectar. Dacă vă uitați în amenajament și în caietul de sarcini, pentru că astea nu s-au schimbat și nu trebuie schimbate, părerea mea este. Deci oamenii ăștia, da, probabil nu au fost verificați în anii din urmă, și asta nu știu a cui este lipsa, dacă el a respectat contractul de concesiune. Unii poate nici nu și-au achitat, dar nu știu, habar nu am. Acum sigur și-au achitat că nu puteam participa. Nu. Pe parcursul celor 10 ani. Da. Pentru că acum 11 ani, când s-a făcut prima concesiune în comună, n-au fost niciun fel de probleme, oameni buni. Nu s-au dus să se zbată că îi trebuie sute de hectare, că îi trebuie zeci, că nu-mi cap la atâtea unități de vită mare. Și toți s-au crescut animalele, toți au prosperat în felul lor, sunt oameni la locul lor și așa mai departe. Deci eu cred că așa ar trebui judecat de cursul celor câte luni mai avem. Acum mai mari. Mai avem 5, 6, 7 luni de zile. Ca să nu se ajungă, asta ar însemna că cei care au licitat sumele astea acro, foarte mari pentru, din punctul meu de vedere, ar putea renunța la contracte și în cazul ăsta s-ar putea organiza o nouă licitație corect prin strigare. Dacă este bun, poate găsit alte soluții legale, dar eu cred că asta ar fi soluția cea mai corectă din punctul meu de vedere. Și atunci n-ar rămâne fără pășuri, nici Vasile, nici Gheorghe, nici Om, nici... Și nu s-ar mai duce ideea că-i vinovat ăla, că-i vinovat ăla, că doamna X a influențat și nu l-a lăsat, doamna... Au venit la mine crescători de animale să-mi spună, doamne, din... Numai că să nu intervin pe lângă doamna, pe lângă domnul, pentru că am influență, nu am nicio influență și n-am influențat pe nimeni și nu m-am amestecat decât doar atât. Dacă se știe cineva că s-a amestecat în treaba asta și au adus oamenii în starea asta, doar decât să-i consilieze din nou.
Eu nu am nicio altă problemă. Mulțumesc. Doamna, nu n-o stimați? Vreau să vă întreb, dacă licitația rămâne în vigoare la 1 ianuarie, atunci suntem tot în poziția în care cei care nu au câștigat licitația rămân fără pășune și cei care au plătit trebuie să plătească? Oamenii care au licitat sumele astronomice trebuie să le plătească? De la 1 ianuarie încolo, nu până la 1 ianuarie. Dacă se prelungesc în contractele, ok, merg cu cele vechi. Și atunci licitația să rămâne în picioare? Da. Și dacă nu li stă astăzi bine suma, au conștientizat că au licitat foarte mult. Da, au posibilitatea, conform că este și caritare, au posibilitatea să renunțe și atunci se poate relua procedura de licitație doar pentru trupul unde s-a renunțat. Da, da, iar nu-i bine. Păi nu. Pentru că nu, dacă renunță, doamna primar, dacă la Mărescu, de exemplu, sau la unul licitat Costel, care-i salarial la primărie, la Rung, el a dat 700 și nu știu cât de lei. Acum renunță. Vine următorul. Poate să dea mai mult. Și, nu, domnule, nu, nu, nu. Vine următorul. El a renunțat la contract. El nu poate renunța condiționat. Că, domnule, renunț, dar să faci din nou licitație. Renunță, vine următorul. De ce trebuie luată în condiții? Atenție, în condițiile astea stabilite o nouă licitație numai pentru trupurile de pășuni. Da, asta am zis, și spus, da. Numai păi pentru asta e și în procedură. Păi, și atunci aveți în vedere faptul că la Mărescu sunt care, deci unul la 600, am înțeles, unul 650, unul 260, unul 230, vine următorul cu 230 sau se propune licitarea din nou al întregii suprafețe. Dacă renunță, se ia procedura de licitare. Pentru tot. Dumneavoastră le-ați condensat, știți, dacă mă prelupiți, îmi pierd ideile. Și asta înseamnă că cel care a renunțat nu mai poate licita. Și sunt de viață. Nu, nu, nu. Păi, dar au renunțat pentru că suma era prea mare. Păi ne jucăm de licitația, tocmai. Cel care a renunțat, pentru că îi se pare suma prea mare, nu mai poate licita. Asta conform a ce? În trupul respectiv. Conform a ce spuneți că nu mai poate licita? Păi prin hotărârea care a fost aprobată, se spun care sunt sancțiunile pentru cei care nu încheie contractul cu primăria pe suma și în condițiile licitației. Nu este una din sancțiuni. V-ați seama că vreți neapărat să rămână treaba strâmbă. Nu puneți vorbă. Nu puneți vorbă. Nu umblați cu toate încetivete. Dacă permiteți, vreau să fac câteva precizări. Că, dacă doamna nu s-a terminat. Nu jucăm de a licitația. Nu. Contractele sunt expirate. Sunt reînnoite sau prelungite? Sunt prelungite. Nu s-a spus odată prelungite. Cum prelungești un contract expirat în februarie? Și în martie cum s-o prelunge? Din martie cum a fost valabil? Domnule, poți face cetățenii din privizare din domnul consilier, aveți un interes ca să meargă treaba prost la pășunea asta, la licitația asta? Interesul este, era să facă bine de la început. Păi dacă era să facă bine de la început, n-a spus. Care n-a fost în stare să facă o licitație cum trebuie. De ce a fost anulată prima licitație? Păi de ce a fost? Pentru că toată la fel o cuturatură. Ia ce doamnă, vreau și eu să pun o întrebare. Întrebarea este, prin hotărârea de Consiliul Local de prelungire de anul trecut, au fost prelungite până la 1 februarie. Deci, la momentul ăsta, practic, fermierii nu au contract de concesiune în vigoare. Deci, nu. Contractele sunt expirate. Așa. Nu, se prelunge de noi avem o licitație ulterioară, prin care să avem niște câștigători care, normal, la momentul ăsta, trebuiau să semneze cu noile contracte și să intre în proprietatea pășunii, în administrarea pășunii. Așa. Cum pot eu, când am o licitație în vigoare, să vin peste și să prelungesc niște contracte expirate în februarie? Eu asta vă întreb. Orice contract poate fi prelungit, până la urmă, modalitatea juridică, că va fi făcută încredințarea directă în baza celor, că va fi reînnoite, cum s-a spus, că vor fi adiționate, se stabilesc la momentul la care se încheie respectivul contract. Cum puteți? Atunci dați-mi altă soluție. Domnul. Din punct de vedere legal, licitația este legală. Ok. Da. Bun. Nu există niciun impediment. În codul civil există statuta relocațiunii. Urmăriți acolo un contract încheiat. Dacă nu există altceva și niciuna din părți n-a renunțat la el, se prelungește în mod tacit.
Asta și la rând și la concesiuni și așa mai departe. Dar până atunci nu problema asta este complicată. Problema este ca fiecare să rămână, eu punctul meu de vedere, să rămână să-și poată crește. Perfect de acord. Animalele. Dar tocmai ce s-a spus. Asta vreau să întreb și eu. Ce vor face cei care n-au câștigat nimic la licitații după prelungirea asta? Păi dacă tot nimic... Cât de nu trebuie să spuneți poezii câte jumătate de oră, câte o oră pe ce vor face? Aici și dați serios, sunt cei care va trebui să spun da. Animalele. Haideți să vă arăt. Eu v-am zis, am discutat cu acești cetățeni. Au venit și au spus. Inclusiv am discutat și cetățeni care au licitat acele sume mari. Când au aflat că de fapt trebuie să facă cu amenajamentul, cu toate investițiile, sunt care au venit ieri din Bazga, care au licitat sumă nu, mică, mică, adică nu și-au câștigat toți și au zis nici așa nu ne convine, renunțăm și nu mai vrem să luăm, că dacă suntem obligați să respectăm, să facem noi, ce mai, de unde mai avem un câștig? Așa au înțeles. Așa au venit și au spus din baza. Nu să renunțe, dar au spus varianta, deși au mers... Practic noi n-am rezolvat nimic. Deși au, nu renunță, dar deși au mers pe minimum, plețului de plecare, la licitație, ar fi tot ce-i obligă prin caietul de sare. Ce fac cetățenii care nu au câștigat nimic când se încheie prelungirea asta? Unii se duc, vând animalele, ce fac? Au zis că rămâne să discute cu cei care au luat suprafețe. Ah, ca să roage de ea, să-i primească care... sau... Nu, aici este licitație, este procedura, domnule, așa nu ne-am gândit să rezolvăm noi problema tuturor, să... exact cum a spus domnul. Toți ar trebui să încapă cum am făcut și frangul. Domnul secretar, domnul Bucătăriu, știți foarte bine că noi nu putem domnul. Să condiționăm omul, tu ai voie să licitezi 10 hectare sau tu ai voie condiționăm, doamna primar. Așa dirijăm să înțeleagă cum o înțeleg în 2010, ca cerești de da, dar la dirija, spuneți dumneavoastră, nu pot să nici să-i dirijez, că sunt care, dacă nu au ce vor să spună, unii sunt dirijați de unii de alții, poate. Nu. Discuția cu ai dirijat. Nu canalizăm. Să înțeleagă și ei vor înțelege. Suprafețele astea nu se trec la apia la subvenții, care le-au câștigat la licitații? Da. Dacă respectivul care a câștigat licitații, el vine mâine și zice, vreau să plec la apia, să-mi dați de la mână. Și știu și treaba asta, că deja au venit, deci da, v-ați spus că urmează să... Da, haideți să plecând de la un minut, mai mult nu de ce a spus domnul Costică Mitic? A întrebat dacă efectivele au crescut. Nu cred că au crescut, nu am ieșit date cer. Nu. Ce s-a schimbat din 2010 până acum? S-au schimbat două lucruri majore. Primul este acel amenajament pastoral și acea reglementare care a redus drastic numărul maxim de capete per hectar. Până în 2010 noi nu se discuta de amenajament pastoral și oamenii s-au înțeles pe aceste trupuri raportat la numărul de capete pe care le aveau. Cu alte cuvinte, dacă două persoane pășteau pe un anumit trup, au spus, tu câte ai? Păi eu am 200, tu câte ai? Eu am 400. Atunci ne împărțim în proporție de 1 la 3 și ne înțelegem și venim așa. La momentul acesta, raportat la amenajamentul pastoral și la prevederile legale, toți fermierii dețin efective de animale care depășesc suprafețele care noi le putem pune la dispoziție. Adică însumând fiecare, că de aceasta s-a ajuns în postura în care un fermier a licitat 65 de hectare, raportat la lege, la încărcătura de animale care per hectar și la amenajamentul pastoral, numărul de capete al fermierului respectiv îi dă posibilitatea de a licita o suprafață foarte mare. Adunate toate animalele, suprafețele ar ajunge de 5-6 ori suprafețele care noi le avem acum. Deci oricare dintre fermieri pot să liciteze, raportat la numărul de capete din amenajamentul pastoral, niște suprafețe mult mai mari decât își doreau în 2010. Da. Mai există o APIA, da? Subvențiile. Nu știu exact, în 2010... Nu era atunci, nu. În 2010 presupun că nu erau. Poate greșesc, în 2010 nu eram... Nu erau. Dar acea subvenție, într-adevăr, determină fermierii
ca raportat la numărul de animale, să solicite suprafețe mai mari, tocmai pentru acea subvenție. Pentru că... Și pentru teren și pentru animale. Cu cât, deci, cu cât are un număr mai, o suprafață mai mare de teren, cu atât încasează o subvenție mai mare, raportat, cu cât ai o suprafață mai mare de teren, cu atât îți justifici un număr mai mare de capete de animale, pentru care la rândul lor iei subvenție. Deci, să înțeleg că dacă eu am 10 vaci și le țin acasă, nu primesc subvenții pentru animale? Ba da! Pentru animale, da, pentru pășunii. Păi pentru pășunii n-am nevoie, domnule. Și dacă am 500 de oi sau 600 și le țin pe 20 de hectare sau pe 30 de hectare, nu primesc subvenții pentru pășuni și pentru capitele 600. Dar aici se raportează și la suprafață. Păi aici, inventer vine în consiliul local și spune fraților crescători de animale. Noi nu putem să oferim, comuna nu vă poate asigura decât la 100 de capete 5 hectare. Îți convine le ții la noi în comună. Nu, te duci la munte, că la munte, pășunea tine, și acolo nu mai sunt șocănării, nu mai sunt mire, și așa mai departe. Dar în zona de deal și în zona de șes, toți crescătorii de animale se bazează și pe, să zicem, pășunile ocazionale, hai să folosesc termenul, mire și șocănării și alte terenuri eliberate de culturile anuale. Eu la asta mă refer. Și dacă omul nu-i convine, nu va mai ține 800 de oi și va ține numai 400, că atâta poate să-i dea comuna pășuni. Păi, acest lucru s-a explicat, dar omul vrea să țină 800 de oi pentru că păi, cu 800 de oi pot să licitez o suprafață mai mare de pășune. La 800 nu-i pot oferi să licitez decât 10 hectare. Da, asta o înțeles, domnul secretar, că am făcut ședințe. Da, dar problema este individuală și nu colectivă, pentru că toți toți crescătorii de animale au ajuns la ora asta datorită celor două impedimente care mi-a spus, să gândească individual. Ei nu se mai gândesc colectiv. Ei ajung să se gândească, dar ce fac eu cu animalele în momentul când ei rămân fără pășune. Atunci când rămâne fără pășune colegul sau vecinul, nu mai au problema asta. Ce face el fără animale? Mai departe, ați vorbit de licitație deschisă. Noi ne-am raportat strict la ce spune codul administrativ față de concesionarea pășunilor aflate în proprietatea publică. Este o problemă. Obligatoriu pentru 500 și ceva, așa spune, pentru că îi avem în domeniul public. Pe domeniul privat exista posibilitatea chiar și a încredințării directe, dar care ar fi fost criteriul încredințării directe că ajungeam la aceeași discuții. Într-adevăr, o altă problemă a fost, deși au fost câteva ședințe cu toți fermierii, când au trei, dar s-a discutat și după aceea. Efectiv, cred că la un moment dat sunt o parte care ori nu înțeleg, ori nu vor să înțeleagă, pentru că ne s-a explicat atât de clar că față de suma pe care vor licita, vor trebui să facă o serie de cheltuieli care vor trebui să fie justificate cu documente. Pe caietul de sarcini apar acele sume. Noi am înștiințat cu acele sume și au venit acum, deci după un an de zile, într-adevăr, după un an de discuții, după un an de amânări, au venit și au spus că, dar de ce trebuie să fac eu suma asta? Oamenii cu care s-a vorbit eram de față, de cel puțin 5-6 ori. Ori nu vor să înțeleagă, ori tratează problema foarte ușor, nu știu, dar din punctul meu de vedere, principala problemă este ambiția personală. Că dacă această ambiție personală era lăsată deoparte de către toți fermierii, bineînțeles că eu nu puteam să le spun, vă înțelegeți pentru de așa și licitați cât să intrați pe el. Nu am dreptul să fac asta, aș eluda o licitație. Dar eu n-aveam eu să știu ce vorbesc ei afară sau ce vorbesc peste gard. Și dacă licitau în limita bunului simț și a bunului simț economic mă refer, să nu înțelegeți altceva. Adică să-și calculeze cât am licitat eu, atât. Cât scrie că trebuie să fac eu cheltuielile, atât. Eu scot acești bani? Nu. Licitația a fost și este filmată, s-a ajuns să fie doar o problemă de ambiții și de cancan. Care pe care? Cu declarații înainte de pe holurile primăriei că ei iau tot, cu certuri între frați, ce să vorbim mai mult?
Iar sintagma, ce facem, ce face, lăsăm omul fără pășune, trebuie să înțelegem că atâta este pășurea. Dacă fiecare dintre cei implicați în creșterea animalelor nu-i pasă de vecin, nu-i pasă de frate, că așa, și nu găsește o soluție ca să poată trăi unul lângă celălalt, primăria nu are, că pământul nu se fi luat. Domnul secretar, eu n-am venit cu amendamente, n-am venit cu nimic. Am venit cu o idee. Dumneavoastră o analizați, dacă este cazul, să vedeți cum proiect de hotărâri, dacă nu, nu. Atât vreau să spun, dacă tot ați primit amendament, aș veni cu dacă se poate un secretar o completare cu pășuni, concesionarea pășunilor comunale prin acte adiționale sau prin contracte, știți unde e cazul că nu se pot face acte adiționale, da. Știți? Deci să fie unde nu se pot face, că nu au avut contracte și nu se pot face acte adiționale, să se facă contracte la cederea cetățeanului, normal. Dar și minim unde suprafiețe de nu sunt probleme, sunt de drum. Unde nu au fost probleme, unde nu sunt, n-au fost probleme, vor rămâne... Așa. Ei, unde sunt probleme, domnul Iisus o analiză. Gata, înțelegi? Avem un amendament aici ca să... Nu e amend, că e completare. O completare. Ba da, cu acum să nu... Bine, așa amendament. O completare, hotărâre. Deci, în urma discuțiilor, se dorește o completare la proiectul de hotărâre. Și domnul secretar o să vă dea citirii cu cinci. Deci... se va modifica și denumirea privind, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de concesiune pășuni comunale. Iar în cadrul proiectului de hotărâre se va pe articolul. Deci numai prin acte adiționale și prin contracte la cererea... Prin acte adiționale și contracte la cererea... Da, la cererea... Se va, se va prezenta că se va prinde în cadrul proiectului că se vor prelungi prin acte adiționale sau contracte separate. Mai repetăm o dată, deci proiectul va avea o altă denumire. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune pășuni comunale prin acte adiționale. Nu, atâta va fi denumirea proiectului de hotărâre. Și la articolul 1 este se aprobă prelungirea contractelor de concesiune încheiate între Comuna Forgeș de Subacău și persoane fizice și juridice având ca obiect concesionarea pășunilor comunale din domeniul public al Comunei Horgeș. Și acesta rămâne valabil. Articolul 2. Contractele aflate în derulare vor fi prelungite prin acte adiționale sau vor fi încheiate noi contracte cu, da? Sau vor fi încheiate noi contracte cu fermierii care fac dovada încărcătorii de animale. Da? Adică... Au și animale, adică nu doar că cer... Deci, adică chiar un contract care fermierul care urmează să îi se prelungească trebuie să facă dovada că mai are acele animale ca să poată. Deci proiectul rămâne la fel, modificăm numai articolul 2. Da. Ați înțeles? Da, da. Bun. Supun prin aprobare... Două cuvinte, vă rog, domnul președinte. Poftiți? Două cuvinte. Tot la proiectul ăsta. Adică n-am la cuvânt. Hai. Atât. Ați aruncat toată vina asupra cetățenilor. Practic ei sunt de vină, că nu s-au înțeles, că se ceartă. Că... Dar de fapt totul pleacă de la proastă organizare. Ia spune, puteți să ne spuneți punctual ce înseamnă proastă organizare? Cu subiect și predicat. Dumneavoastră aveți funcția de secretar, ați fost președinte de comisie. Știți foarte bine tot istoricul de asta. Dacă vreți să le luăm, din momentul în care ajungi să prelungești, să anulezi o licitație, să faci alta, după aceea, peste o licitație făcută, să vii să prelungești de contract. E clar că există mari dubii de legalitate și de organizare. Ori nu se cunoaște legea de azi, și acum improvizăm în ședință, vedem ce mai adăugăm. Nu e normal. Nu e normal. Dar un amendament nu e improvizație. Dumneavoastră, dacă veniți cu un amendament, e improvizație. Domnul consilier, dacă am aplicat legea și am tăiat și am aplicat o frust, cu siguranță, jumătate sau acei fermieri care au pierdut licitația vor trebui să rămână fără... trebuie să găsim un echilibru între... Trebuia să găsim. A participat și la ședință. Deci, dacă ne-am raportat la aplicarea strictă a legii, acele persoane...
care n-au câștigat, acum nu mai trebuie să aibă acea pășune. Sunteți de acord să nu... Nimeni n-a prevăzut. Nu, chiar și cei care au câștigat ar fi nemulțumiți. Deci o tabără de nemulțumiți. Nimeni nu a prevăzut. Nimeni nu-i mulțumit. Nimeni nu și-a dat seama că probabil vor veni cei care îi vor consilia pe anumiți crescători de animale să facă. Tăi, drum. Eu așa cred. Dar să mă ierte Dumnezeu, iertați-vă și dumneavoastră, nu am dovezi. Dar din câte văd eu, cred că cineva s-o băga coada și prima dată și a doua oară. Nu știu cine. Dar bănuiesc că altfel oamenii ăștia sunt aceiași crescători de animale care cresc animale din tată în fiu. Și-au încăput pe pășunile respective. Cum dintr-o dată numai în cap și și-au adus aminte când trebuie unități de vit mic, mare, de hectar și sute de zână. Și atât vreau să spun și termin pe asta. Deci ședința când a fost cel puțin una cu toți crescătorii de animale a fost filmată. Cel puțin, nu știu la da. Dar cel puțin a. Și le-am spus clar că există riscul, dacă nu există înțelege între ei, să unul să licineze prea mult, să nu-i convină când vine plata pe toată, pe chirii, tot ce trebuie pe concesiune, iar unul să rămână fără pășune. Și decât să ajungă în situația asta, mai bine să existe înțelegere. Deci se vede clar de acolo că discuții au fost cu cetățenii, cel puțin din partea noastră, a conducerii, că eram în știință și eu și domnul secretar. Deci... Asta și mai pot face spitile. Bine. Dom'le, noi încercăm să rezolvăm problema prin proiectul ăsta de hotărâri. Asta-i. Nu mai luăm discuții și iar. Nu supunem la vot amendamentul pentru articolul 2. Da. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Patru abține, da. Asta e și rostul proiectului, să rezolvăm pe moment și până, până la vară mi-am bat de capitele ca să ne rezolvăm. Acum cu tot. S-o pun spre aprobare întregul proiect. Având în vedere și amendamentul de la articolul 2. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Nu. Se abține cineva? 4 voturi. Trecem la alt proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare. Nu, asta e tu. Primul e comisia de specialitate și după aia, domnule. Da, suntem de acord la comisie. Poți să lași consilierul lângă... Supun atunci la proiectul de hotărâri privind constituirea comisiilor de specialitate. Că, practic, prin plecarea lui domnul Arvinte, a venit domnul prisecarul Daniel și completează comisia. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Să abține cineva? Nu. Poți ce proiect. Și în final trecem și la ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de finanțare încheiat între Comuna Vorgeș, județul Bacău și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și a contractului de execuție 4057 din 10-7-2020. Domnilor consilieri, eu am făcut vorbire despre acest proiect de hotărâre cu care urma să vină în ședința de consiliu local. A ajuns pe ordinea de zi la suplimentare, nu doar motiv. Singurul motiv a fost pentru că trebuiau rapoarte de la compartimentele contabilitate, trebuia din partea persoanei cu achiziții, iar acestea, săptămâna trecută, din motive medicale, au fost care în concediu medical, care în concediu de odihnă și ne fiind prezente până vineri, când s-au dat drumul la toate documentele pentru ședință, atunci am așteptat să vină din concediu luni. Le-am făcut și ați văzut că în ședințele de comisii au fost prezentate. Situația se știe, au fost acele întâlniri cu cetățenii unde au participat în număr redus, dar oricum discuția este că eu am vorbit și în primărie și ați văzut și pe rețele de socializare cine au urmărit, au cunoștință despre acest lucru. În legătură cu acea renunțare și cât de bine este sau cât de rău este, voiam atât, domnul Claudiu Dămoc, să citesc ceva din procesul verbal de ședință din data de 28.06.2019.
Și spune așa, domnul consilier Claus Dămoc, ca să înțeleagă toți cetățenii comunei, nu vorbim de o mărire de 20-30%, ci de o mărire de aproape 100%, de la aproximativ 14 milioane la 24 de milioane de lei, totul fiind neeligibil. Noi astăzi ne angajăm să suportăm aceste cheltuieli din bugetul local. Eu am mai discutat și cu alți primari și mi-au spus că nu au întâlnit asemenea diferențe între SF și PT. Se mai întâmplă, s-au mărit salariile, a fost inflație, dar să vorbim de 12 milioane în plus pentru bugetul comunei noastre este enorm. Noi abia avem acele 2 milioane 500 de lei în fond de rulment, care practic înseamnă investiții neefectuate, că altfel nu îi aveam la buget. De unde luăm noi 12 milioane de lei? Și asta îl întreb pe domnul primar, de unde luăm noi în 21 de luni 12 milioane de lei, adică 3 milioane de euro, că nu îi avem. Ca să putem aprova acest proiect, ar trebui să avem o hârtie la Ministerul Dezvoltării să asigurăm această sumă. Iar la final, bine, discuțiile sunt mai multe, la proiect de hotărâre, proiect de hotărâre este supus aprobării, s-a fost aprobat cu 11 voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere domnul Dămoc Claudiu. Deci, poate fi la că a fost a conștientizat că nu este posibil să suportăm de la bugetul comunei această sumă din 2019 față de ceilalți care am realizat în 2021. Înscrie la cuvânt Dămoc Claudiu. Perfect de acord cu ce a spus doamna primar. La fel ce am spus atunci, reiterez și acum. Doar că, la acel moment, consilierii PSD, pentru că consilierii PSD împreună cu cei ai ALDE au avut majoritate în Consiliul Local, 11 oameni, iar la acel moment, împreună cu primarul Comunei Horgești, v-ați luat angajamentul că veți face rost de bani și că veți duce la îndeplinire proiectul. Consilierii și-au luat angajamentul? Rezultă din procesul verbal? Nu. Nu. Domnul consilier. Dacă tot ați intervenit peste mine. Ia să vedem. Chiar eu am vorbit. Ce spune domnul Costică Mitic? Așa. Există o tendință clară. Acesta este singurul proiect cu fonduri europene mai mare din comună. Cel mai simplu ar fi să renunțăm. Eu aș veni cu propunerea să aprobăm proiectul. Să se dea drumul la lucrare. Domnul Dan, că te-ai chinuit 2 ani până s-a aprobat, a continuat cu actualul primar, nu a renunțat la el, deși putea. Acum vreți să renunțăm? Problema cu justificarea că am înțeles la licitație că vor... Să vor licita sume mai mici. Nu pot trece peste acest preț, vor veni cu prețuri mai mici. Problema este de unde luăm banii. Deci, și domnul Mitică, da? Deci, pentru că s-a vorbit că nimeni nu a conștientizat. Deci domnul Mitică spune așa, sunt 14 milioane de lei. Asta înseamnă bugetul comunei pe 2 ani și ceva. Guvernul cunoaște această problemă UG 114. Guvernul care era atunci. Categoric. Da. Și guvernul care era atunci trebuia să găsească o soluție din momentul în care Consiliul Local și nu guvernul, împreună cu conducerea. Și așa cum v-am spus și la început. Domnul consilier. Lăsați-mă să-mi termin cuvântul. Și după aia vă rog, o să vă când era dat? Chiar vă rog, dar lăsați-mă să-mi termin cuvântul. Iunie 2009. Deci la acel moment, da, deci putem să nominalizăm domnul Costică Mitică, doamna Savin, domnul Prisepe. Toți am fost de acord. Ați susținut să se meargă mai departe cu acest proiect. Perfect. Și eu am spus la fel, dar nu vreau să votez, vreau să votez, dar vreau să văd că avem sursa de finanțare. Da? V-ați luat angajamentul. Așa cum v-am spus, în februarie 2019... M-am spus să aducem bani de acasă sau cum am luat angajamentul? Păi, domnul Budnar, dumneavoastră... Atenție la exprimare. Vă rog frumos. Da? Deci atenție la exprimare. Nu ne-a luat niciun angajament, nu avem niciun angajament scris. Lăsați-mă să-mi termin cuvântul. Nu, dar... În februarie 2019... Deci vorbește când iei cuvântul, vorbește... Domnul președinte, vă rog să... Vorbește clar și concis. Exact ce spune doamna. Nu băga cuvinte în gură la același consilier. Domnul președinte, vă rog frumos. Domnul președinte, totul arunci oaia... În februarie 2019, doamna Tenea Luminița Adriana, viceprimarul comunei... Bine că ne-am deșteptat în ultimul moment. A fost desemnată coordonatorul proiectului. Ce înseamnă asta? Deci împreună cu mai multe persoane, da? Doamna Munteanu Arvinte, domnul Radu, secretar, membru. Deci aceste persoane au avut sarcina să muncească la acest proiect. Au luat sporul la salar. Sunt sute de milioane cheltuite din bugetul local ca sporul pentru primar, viceprimar și echipele de proiect. Practic tu aici vrei să ajungi, asta din... Nu, vă rog frumos, domnul președinte, să-l lăsați, să-l expui domnul Munteanu, să nu mai intervine pe cuvântul meu. Asta te doare vitrine mea, dar... Domnul... Nu pot să-i răspund. Mai mult decât atât, da? Deci,
În momentul în care doamna primar, doamna Teme a fost aleasă primarul comunei, primele dispoziții pe care le dă în calitate de primar sunt: se modifică componența echipei de implementare a proiectului alimentare cu apă, canalizare și stație de epurare, punându-și din nou alte persoane din primărie, care doamna primar este adevărat că beneficiază de 30% spor la salar. Nu neapărat, este prevăzut în lege, aveți legea, aveți tot. Nu neapărat, este adevărat că au încasat 30% spor la salariu în aceste luni. Deci în funcție, v-am spus, de cum, este, în lege spune până la 50%. Pentru ce sporul? Ca să rezultați acum la proiect? Tată, domnul, asta, domnul Dămo, acestea vin controale pe sumele de bani, nu, domnul Dămo. Articolul vă spune așa, echipa de proiect constituită este responsabilă de realizarea abilităților. Cu ce vă ajută problema asta? Nu, cu ce ajută problema la renunțare? Eu asta vă spun. Lăsați populismul și lăsați discuție. Dacă este ceva și nu este în regulă pe sumele luate, acestea sunt imputabile și vine un organ de control. Vreau să fac un amendament la proiect. Și vreau ca toată lumea să înțeleagă că au fost cheltuiți niște sute de milioane din bugetul local, pe care noi vreau să-i recuperăm. Dar nu dumneavoastră îi recuperați, domnul! Ba da, eu, Consiliul Local, vreau să aduc banii cheltuiți inutil. La dumneavoastră puteți decide, domnul Dămă, poate considerați, eu consider, eu propun, eu, dar eu rămâneți consilier local. Colegii mei, consilier local. Haideți, domnul Dămă, când mergeți exact pe acest subiect. Pe lângă faptul că a schimbat condiția de proiect, doamna primar și-a acordat și pentru sine un spor de 15%. Da, este în lege prevăzut, da? Probabil și la acest moment doamna primar de-a spus, da? Da, probabil, exact. Încă este există. Prevăzut în lege, nu-l iau cu încălcarea prevederilor legale. Deci sunteți de acord că ați încasat un spor, iar deci, acum veniți și pentru acel proiect în care ne-a să spuneți că ați muncit, dar nu știu ce ați muncit, merg absolut pe prevederile legale, domnul Dămoc, indiferent deci, de care doar am luat bani. Poftim? Doar am luat bani pe prevederile legale. Absolut, absolut, ce se face nu este muncă. Atunci o să vă rog să ne prezentați și nouă graficul de activități al acestei comisii și al dumneavoastră. Acum, rugați, ați cerut hârtie, o ce o să primiți, o să vedeți și vă faceți mai departe. Un mic drept la replică. Domnul Pățin. E mai mare decât curte. Articolele 1 și 2 prevăd că se încetează anumite contracte, da? Deci contracte de finanțare și de execuție. Trebuia să avem obligatoriu însoțit aceste proiecte, acest proiect de aceste contracte, da? Orice proiect prevede clauze de renunțare, de reziliere. Contractele sunt postate, da? De la momentul încheierii pe secțiunea. Și nu mai zic că ați fost consilier la toate ședințele și v-au fost puse la discuție. La articolul 2 prevede așa, se aprobă denunțarea unilaterală a contractului. Da. Da? Ceea ce înseamnă că renunțarea vine doar din partea noastră. Deci ce eu înțeleg de aici, că asocierea Brown Peace nu este de acord cu renunțarea în condiții amiabile la acest contract. De acord? Nu, n-ați înțeles. Denumirea, renunțarea unilaterală, denunțarea unilaterală este reglementată de articolul 1270 sau ceva prin cod. Este un mod de a încheia de încetarea unui contract. Nu este reziliere pentru că nu au fost încălcate clauze de către executant ca să-i putem imputa altceva. Și asta este denumirea. Asta este denumirea legală. Asta este termenul denunțare unilaterală. Termenul de denunțare unilaterală apare și în contractul. Sunteți de acord că acest contract ne poate da o judecată având în vedere că el are un contract semnat? Orice părți contractante, la oricând și în orice condiții, pot acționa și în judecată o altă parte. Și nu neapărat au dreptate, e vorba de clauze contractuale. Contractul este afișat, de contract aveți conștiință că ați fost consilier local și ați primit acest contract. Și ați văzut, dacă ați avut interesul să-l studiați, nu doar să veniți cu alte nimicuri, ați fi văzut că nu există în acel contract, nicăieri specificat, că există penalități sau alte măsuri asupra Comunei Vorgei sau Consiliului Local dacă se face renunțare. Vă rog frumos să citiți cu atenție, vedeți că nu există. Concluzia este una singură. Conducerea primăriei Forgești în frunte cu domnul Ciora, cu doamna Temea. Singur, eu așa înțeleg, deci singurul lor scop a fost din acest proiect să-l țină în viață pentru a-și încasa sporurile acelea la salar. Și nu au avut niciun interes de a duce acest proiect la bun sfârșit. Da? A fost atâtea intervenții în Consiliul Local pe care am semnalat faptul că se întârzi la nesfârșit. Și ca să formulez într-un final un amendament, deci aș vrea să introducem un articol prin care o mandatăm pe doamna primar Temea să recupereze toate sumele plătite de la bugetul local, ca și majorări la salarii
către membrii căror de proiect și către primarul. Nici măcar nu trebuie să facă doamna primar, că este măsura curții de conturi, deja o parte a fost recuperată, da? Primarul nu este recuperator. Primarul nu este recuperator. Trebuie o hotărâre ca să faci. Ce-a dat curtea de conturi acolo, vorbim de faptul că pe o anumită perioadă de timp din nou, da, când Comuna Burgeș mai avea un singur proiect conturi europene în derulare, primarul și viceprimarul, adică de doamna Tinea și domnul Ciorabă, încasau bani ca și cum am fi avut trei proiecte în derulare. Despre asta a fost vorba la decizia. Aia era un punct și mai era un punct în care persoanele care au depășit un anumit plafon, mă refer la funcționari, și acea depășire s-a făcut în baza, acea depășire a vizat acest spor, au dat înapoi acest spor. Iar eu acum vreau să fac un amendament, pentru că obiectivul nu este dus la investiție, să fie recuperate absolut toate sumele de bani cheltuite în acest sens, în acești ani, la salarii. E bine, pentru dumneavoastră să propuneți. Vă rog frumos să spuneți temeiul legal prin care un primar poate fi mandatat să recupereze niște sume fără hotărâri de către ASCU sau fără o decizie. Vă rog frumos să spuneți acel, că ați venit pregătit. Spuneți temeiul legal. Nu, pentru că în preambulul acestei hotărâri, în preambulul acestui proiect de hotărâri și a unei hotărâri, dacă se modifică ceva ce ține strict de alt articol de lege, trebuie trecut în preambul. Spuneți dumneavoastră în preambul ce să trece. Ați prejudiciat bugetul Comunei Borgești, doamna. Spuneți în preambul, asta nu hotărâți dumneavoastră. Da? Că și eu vă spun că prejudiciați bugetul comunei, că l-ați luat, deși nu stați în comună. Pot să cer un consilier să vă impute ceva? Nu. Așa vă spun și acum. Spuneți preambul, spuneți în preambul. Renunțați la un proiect de apă canalizare. Mergem la voastră să vedeți un care oamenii cu altul. Și vreți să vedeți pe aceea nici n-ați beneficiat de apă? Așa îi lăsați. Dumneavoastră să ziceți... Haideți la Sofodor să vedem pompe. Auziți? Haideți să vedem... Nici măcar nu sunt în domeniul public. Domnul Dămoc, sunteți cel care v-ați opus permanent acestui proiect? Acum când se ajunge la renunțare... Eu am votat pentru proiect. Singurul moment în care am abținut a fost acolo unde cu suma de bani. Și deci unde vă convine votați pentru, unde vă convine votați împotriva? V-am spus, sunt atât știți. Să dezinformați la altceva. Eu nu dezinformez, să văd de pe hârtii. Domnul avocat, o singură, dumneavoastră a spus că m-am angajat, sau ne-am angajat noi mari PSD și alte care am condus, am dus direct pe comuna, să aducem bani pentru acest proiect. Ca de obicei, spateți în context, dar nu mă deranjează lucrul ăsta. Problema este în felul următor, domnul consilier. Atunci când în iunie sau iulie 2019 era un anumit guvern, nu ne speram și noi ca să treacă proiectul ăsta să fie finanțat. Eu în locul dumneavoastră aș trebui doamna Tenea. Ce a făcut concret? Lasă doamne, dumneavoastră să facă rost de bani. Nu mă interesează doamna. Doamna Tenea nu are. Doamna Tenea nu are și nici domnul Dămoc ce-a făcut de când are guvernul lui să facă rost de bani pentru proiectul ăsta. Hai să pun întrebarea iurea. Gata, e întrebarea iurea. Problema este că acel guvern a căzut după 9 luni, cum se poate întâmpla și cu guvernul ăsta și cu altul și cu altul, cum s-a mai întâmplat cu alte guverne. Eu am spus atunci în felul următor, sperăm la o cofinanțare. A spera nu înseamnă că de acum eu m-am angajat. Iar dacă noi ne-am angajat, suntem dispuși să stabilească dintr-o hotărâre de către să dăm banii înapoi. Eu mă angajez că am să dau, cât am să mai trăiesc. Și nu mai spuneți, domnul, hai că eu votez proiectul ăsta, dacă acum doamna primară mi-a luat și mi-a arătat cum a încercat patia să așa să vedeți. Nu, domnule, ai răbdare alea. Nu mă interesează și votez, că eu nu pun condițiile astea, condiții să pun numai... Eu vreau să votez, dar vreau să votez în proștiță de cauză. Domnule, dumneavoastră faceți cum a făcut... Dumneavoastră faceți ca și din guvern, îți de acord să merg mai departe, dar să-mi dai și mie o jucărie. Și-a două zile și-a chinuit, au găsit jucăria și merg mai departe. Lăsați-a este. Problema este în felul următor. Nu se poate și nu sunt și nu mai luați sumele astea când e vorba că au încasat și că sute de milioane. Păi dacă au încasat sute de milioane dintr-un buget de 7 milioane, de unde le-au încasat? Spuneți, au încasat mii de lei. Pentru că așa mi se pare normal. Dar sună pompos când spui mii, zeci de mii, sute de mii, când spui sute de milioane. Dar când avem bani, nu, domnule, avem câțiva lei acolo. Domnule, numai chestiile astea, copilării. Și sunt convins că la niciun proiect proiect, dacă va fi în viitor, veți veni cu condiții, când nu se poate, vă abțineți, eu știu, să vedem.
tocmai ce am făcut. Faceți proiecte, doamna primar. Faceți proiecte, găsiți firme serioase, faceți proiecte pentru drumul Tamaș, nu cu 100 sau cu 15.000 de lei sau cu 20 de studii de fezabilitate repede. Cu finanțare, cum s-au făcut, cum au făcut toate comunele din jurul nostru. Întrebați ce proiecte avem 5 ani penalități la fonduri, pe fonduri europene? Nu, am întrebat și nu. Gata, mie două persoane mi-au spus că da. Mie mi-au spus că nu. Aici vedeți, ai mi-a spus. Că și eu v-am spus și am avut această discuție, inclusiv în ziua de vine. Deci am întrebat și am mers și eu. Vă întreb ca să vedeți. Știți, eu la persoana la care am mers și pe care le-am întrebat, eu nu m-am dus să le întreb ca să fiu posibil mințită sau să nu fie destul bine informat. Pentru că ar fi fost pentru noi un dezavantaj. M-am dus la persoane care lucrează în alte instituții la nivel înalt cu fonduri europene. Adică responsabilă la Firiaș? Exact. Printre altele, am avut discuții în mai multe și asta știți, am vorbit și nu există azi penalități. Domnul Democat, concluzionat discuțiile. Da, da, nu fără bani, este felicitare. Amendament? Mențineți Comuna Fărgești în sărăcie, în izolare. Păi nu câștigați alegerile viitoare. Da. Nu, am spus eu, de ce vă plăcut? De ce ai zis că e josnicie asta? Josnic, arată că vine... Nu renunțați, dar nu vă mați să faci. Aveți și idei? Ai și idei? Ce legătură are asta cu ședința? Da. Ce ai spus acum? Sunteți nesimțiți de asta. Și legătură are? Sunteți nesimțiți. Ne trebuie să ne certăm acum la ședință? Domnul, la ședință... O să demonstrez de acum înainte. Vă mai susțineți amendamentul? Eu te-am făcut nesimțit vreodată? Păi, cum îți permiți cu copilurile? Că ești... Eu am copil deosebă cu tine. Deci cum îți permiți să mă faci nesimțit? Vă rog frumos să luați atitudine. Gata. Deci că s-ați făcut nesimțit cu consilierul și ședință nu e. Deci dumneavoastră să mă amenințați în față așa? Nu, nu, foarte educat ești. Foarte educat. O să ajung să vorbesc cu părinții. Nu, eu o să vorbesc cu părinții tăi, să știi. Eu nu am ce discuta cu tine. Tu ești sub orice critică. Vă rog frumos să-l scoateți drumul la lumea. Da. Bravo, da. Nu, președinte, acum avem programat presimțit. Nu este total necorespunzător. Dar eu mi-am părut vreodată să te fac presimțit. Nu, domnule, e de obrat. Foarte obrat, nu obrat. Dumneata zis să fac aia, dumneata zis să fac aia, parcă ai fi... Foarte obrat. Tot simt dumneata numai dumneata. Hai, gata, domnule. Ei, ia, gata, trece. Mai bine să rămână proiectul ăsta, că domnul... Democ ne ajută cu partidul. Dacă aveți bani de acasă, rămâne. Atunci să vii și cu un amendament, să-l mandatăm pe domnul Democ să aducă fondurile necesare, exact. Diferența de bani de la subținerea de la guvern. Exact asta vreau să-i spun și la guvern. Domnule, gata, hai că am ajuns spre final și nu vreți să amendamentul susțineți în continuare, domnul Democ, ca să se pună aprobare? Da. Da. Formulat? Domnul secretar, repetați-i. Primarul comunii va fi mandatat să recupereze sumele... Va fi. Va fi, da? Sau este? Cum se formulează amendamentul, domnule? Se mandatează. Se mandatează, da? Ești actual, prezent. Femeie legală preambulie, o viitor. Să recupereze sumele... Nu mai scrieți toate prostiile de amendament. Nu, ia amendamentul, doamne. Copiii ăștia stau numai pe internet și au ei cu creierul. Nu, 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 Supun la vot amendamentul făcut de domnul Demor. Eu nu de acord. Cine este pentru? Cine este de acord să cadă proiectul? Păi dar supun și proiectul după asta. Cine este cu amendamentul? A se pune amendamentul înseamnă că de acord să cadă proiectul. Păi iar dreptate, vă făcuți, vezi? Păi dacă de ce să dea banii înapoi dacă proiectul nu cade? Bravo! Se cunoaște care e vechime în administrație. Exact, amendamentul este ca nu cam ferit. Acum, amendamentul trebuie să este spus la vot că a fost propus. Da. Dacă va fi aprobat amendamentul, sunt alte căi pe care, din punctul meu de vedere, nu am motivarea legală a amendamentului. Dar...
Supun la vot amendamentul propus de domnul Dămoc. Cine este pentru acest amendament? Un vot da, pentru. Nu un vot da. Împotrivă? Împotrivă. Se abține? 3 voturi, 3 abține, da? Și 11. Deci amendamentul n-a fost acum. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma cum a fost prezentat inițial. Cine pentru. Este pentru? Vă domnul... Mai ridicați odată. Cine este pentru? Pentru renunțare. Domnul Dămoc, dar nu cred... Fiecare pentru meseria pe care o are. Împotrivă, vă rog frumos. Împotrivă, vă rog. Împotrivă. Avem 2-3 voturi împotrivă, da? Domnul Boboc, domnul Dămoc și doamna Nunuț. Da. Și abține? Aici, vă rog. Doamna Albeiu și domnul Frisencaru, da? Avem 10 voturi pentru, 3 abțineri, 3 împotrivă și 2 abțineri, da? Bine. Majoritatea fie o chestie chestie sau... Mai continuăm. Da. Nu m-a putut să mă adevărul că și la postări se blochează rețeaua de socializare cu atâtea like-uri. Nici nu mai Facebook-ul e blocat total. Păi cum se trecem la ultimul punct al ordinii de zi. Întrebări și interpelări. Acum să prezint eu situația cu drumul județean 252B, care este într-o stare dezastroasă. Am vorbit și am mai făcut cunoscut acest lucru, dar starea vremii nu a permis. Au zis că vor să facă o lucrare care să reziste și să nu se facă investiții mereu și a fost cu ploile. Acum, ordinul de începere a lucrărilor, așa cum v-am spus și anterior, este dat. Și chiar astăzi am vorbit din nou, am vorbit și ieri și alaltă, cu doamna director Ardeleanu de la Serviciul de Drumuri Județene și având în vedere, ne-am uitat și vreme ce am urmărit, cel târziu luni intră și pe acel drum nu se face doar cu grederul, se face inclusiv balastare. Mulțumim! Bine! Măcar ai să-i vindeți pe aceeași lungime, că și domnul consilierul intervenit, la consilierul Bucean, așa și... Da, domnul Bogurici Mihail. Așa cum a spus și în ședința trecută, vreau să duc la cunoștință următoarele probleme. Strada Fagului, numărul 15B, cum funcționează, am spus și în ședința anterioară. Ulterior s-a mai defectat și pe strada Măceșului numărul 8 și pe strada Mihail Sadoveanu numărul 4. Momentan nu avem becuri, suntem în proces de achiziționare a becurilor. Deci nu avem. Da, trebuie să achiziționăm becurile, că nu avem. Bine. Doamna primar, rugămintea mea este ca în mandatul ăsta, că sunteți la început, poate veți rezolva problema cu terenul căminului cultural Răcătău. Problema nu este chiar atât de complicată de rezolvat. Eu, din punctul meu de vedere, cu hotărârea care era dată în instanța de judecată, terenul fiind al comunei, al căminului, aferent căminului cultural, din câte știu, acolo este și carte funciară făcută. Da, dar avem și noi și doamna Berdilă, dar... Nu, doamna Berdilă nu are pe suprafața și ei, are numai pe cât o avut act, iar restul s-o găsi la măsurătoare, nu în tăbulat-o. Sub alte forme scrie și la noi și la ei. Păi nu e în tăbulat-o, eu nu cred. Cereți extras de carte funciară. Cereți extras de carte funciară, poate să vedeți că nu e întăbulată, că nu se poate întăbula suprafața mai mare. Și la noi și la ea, la fel. Problema este că, de punctul meu de vedere, ar trebui să-i faceți clar o notificare, să-și ridice jucăriile de acolo care le are. Este o hotărâre definitivă, domnul secretar. Ce nu este? Noi am câștigat în prima instanță terenul, i-a câștigat clădirea. Da. Și nu este o hotărâre definitivă. Pentru că tot s-a suspendat cauza și e suspendată, că a făcut
la Curtea Constituțională, la înalta curte și pe toată perioada asta se suspendă procesul pe... Deci te găsește cale legal, dacă s-o suspendă, se redeschide procesul. Da, dar când se termină motivul, când se finalizează motivul pentru care a fost suspendat, da? Da, de 5 ani nu s-a terminat, 6 ani. Nu, pentru că face continuu, deschide procese, am văzut pe înalta curte. Și au fost pe diverse ranguri. Merge, a mers, va pentru anulare carte funciară, va pentru... Eu am stat o zi la arhiva tribunalului și n-am reușit să găsesc dosarul care, pentru că au fost atâtea dosare conexate. Atâtea, exact, asta este. Că n-am găsit aici hotărârea, că atunci o puneam în... Nu v-a acuz de... Dar nu e vorba de acuzate, v-am spus de ce s-a câștigat în primă instanță. Înțelegeți-mă, că trebuie să existe o cale legală... Cu siguranță este. Trebuie să existe o cale legală, eu... Cred că trebuie redeschis un proces, procesul ăsta, să vedem dacă ea vine cu altă... Nu este închis ca să redeschidem, e suspendat până se definitivă... Păi, dacă asta este suspendat un proces, la modul un an de zile, nu suspendă. Nu, dacă se face dovada că... Este pe comercial, da. Comercial nu e... Bine, să lăsăm așa. Dacă da, o, nu, că o să o s-o găsim, bineînțeles, la un moment dat, dar trebuie muncă de arhivă. Dacă aveam o hotărâre... O puneam în secunda 1 în practică, că era foarte simplu. Eu nu am găsit hotărâre. Eu ocupat terenul ăla fără niciun act. O să moară nici... doamna Bezel până atunci. Da. Nu, ferească Dumnezeu, lasă să trăiască, că doar nu trăiești. Da, nu, nu e vorba de asta. Ea a ocupat terenul ăsta fără niciun act. Și noi, ca să-l putem scoate afară pe un om care a ocupat unul la primul la mine în curte, nu ocupă terenul, îi trebuie să mă rog de el să iasă. Asta e. Bine. Mai dorește cineva? Domnul Venea. Am discutat cu cetățenii la noi în sat aici în Soodor, chiar la și domnul Dudulică. Și au zis cei de aici după zona din Soodor către Cioatească vor un drum. Să se facă un drum ca să poată să iese tocmai la păduri. O să se mai facă căsă, o să se mai facă și are nevoie neapărat oamenii. Chiar toată valea vor neapărat un drum să bată și să formeze pe viitor. Azi că dorește și să ai de drum acolo, dorești. S-au stabilit tot, s-au vorbit... O să văd la fața locului despre ce e vorba, nu pot să spun acum. Nici pe unde, că drum nu poți să faci pe o lună, trebuie să fie terenul. Da, deci drum nu poți să faci oriunde, poate sunt proprietățile cetățenilor. Dar vor luat, dar vor luat. Vedem ce este acolo. Grădinile vor ei să facă. Ei, atunci vor trebui să facă, să doneze acele suprafețe de teren către primării, să poată interveni să... Ca să noi le putem interveni. Am discutat cu personalul acolo și l-am rugat chiar care l-a solicitat asta și mi-a și luat tot cozile. Le-am spus așa, faci un tabel și mergeți din casă în casă. Poate este unul cu chichetă care nu vrea și nu poți să treci cu siguranță va fi unul care nu va vrea. Este partea la vale unul care îl fie. La finalul ședinței trecute am pus mai multe întrebări doamnei primar, la care nu mi-a dat răspuns. Conform regulamentului Consiliului Local, la orice intertulare, doamna primar are obligația de răspunde în termen de 10 zile. N-am primit niciun răspuns. Nu mai reiau întrebările, doar atât am vrut să specific. Degeaba întrebăm, degeaba ne interesăm de bunul mers al comunității. Se pare că nu degeaba, domnul Dămoc, și nu are rost neapărat să-i spun, pentru că oricum, la câte sesizări faceți la instituția prefectului, la câte primiți răspunsul la tot ce întrebați și aici, că stați continuu cu sesizări, nu trec 2, 3, 4, vin altele și tot așa. Prefectului. Da, avem prefectul nostru, guvernul nostru și prefectul nostru. Da. Bine. Poate în afară de lucrul ăsta vă mai interesează și să vedeți cum stau bidoanele aruncate. Ei, ce spuneți dumneavoastră că oamenii au considerat că mă interesează atât de multe că m-au și votat și mă și respectă? Dumneavoastră, restul, trageți concluzia. Și referitor la becuri, avem proiectul aprobat, ca și comitetul local, că s-a vorbit de becuri. Vreau să vă trec când încep schimbarea becului cu cele colet, nu? Cred că, păi cu dumneavoastră sunteți interesați, știți că este proiectat, se face proiect, acum așteptam bugetul să putem da drum la
procedură, deci am zis, există, dacă nu sunt contestații pe procedura de licitație, chiar în toamnă spre iarnă să se termine tot acest proiect. Bun. Trecem la alt punct al ordinii de zi. Mai avem propunere că s-a terminat președinte pentru următoarele 3 ședințe. Dar care președinte? Eu propun, domnul... Pe mine să nu mă mai vorbesc. Eu propun. Spuneți, domnul Boboc, pe cine propun? Domnul Dămoc. Dar nu să m-am gândit și eu că mi-a zis domnul Budăs ce ar trebui ales și zic domnul Dămoc să fie. Așa. Deci de sigur propunere? Da. Da, e bine așa. Cine este pentru ca domnul Dămoc în următorul... Unanimitate. Să uite că avem surpriză. Pentru. Avem împotrivă? Era bun. Poate să dăm la numărul. Așa ține. Ivona. Nu vrea La următoarea trei. La următoarea trei. Liderul din grupă a dat să nu Dar nu s-a mai ascultat de liderul de grupă. Până l-a propus, în legătură cu proiectul. Dar ședința e gata.